Adică tu conect. Con connection point. Sigură e perdă. Deci uite. Da? Hai. Bună ziua, să vă rog frumos să închideți ușile. Ca să putem începe ședința, nu putem intra cu ușile deschise. Așadar, bună ziua! Dați-mi voie să declar deschisă ședința de astăzi. Și aș începe prin a vă întreba dacă cunoașteți proiectele de pe ordinea de zi. Bineînțeles, cu toate completările primite chiar și astăzi. Să înțeleg că da, aș da citire cu permisiunea dumneavoastră ordinii de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor prevederi din hotărârea de Consiliul Local numărul 146 din 22.12.2015 privind stabilirea taxelor locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul 2016. Vă rog frumos liniște. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ionești anul 2016. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 din HCD 110 din 24 septembrie 2015 a statului de funcție pentru personalul nedidactic din școala cu clasele 1-8 de Călinescu Onești în anul școlar 2015-2016. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului raport privind stadiul realizării măsurilor prezentate în planul de calitate aerului pentru pulte PM10 în municipiul Onești din 2015. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 20.000 de lei doamnei Stan Georgica. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pe luna mai 2016. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru emiterea vizului conform în vederea schimbării destinației imobilului din strada Cauciucului numărul 1, municipiul Onești, județul Bacău, grădinița cu program pe lungim numărul 8. Proiectul numărul 8, memoriu adresat Ministerul Sănătății de către Consiliul Local Onești, alături de Consiliul Județean Bacău, cu privire la măsura luată de diminuarea numărului de patru din Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Proiectul numărul 9, memoriu adresat Guvernul României cu privire la situația societăților comerciale de pe platforma Petrochimică Bolsești. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești pentru amenajarea unui centru de imagii psihică. Așadar, dacă sunt observații la ordinea de zi. Să înțeleg că nu sunt observații. Supun la vot ordinea de zi în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței anterioare, din data de 24 martie 2016. Dacă nu supun la vot procesul verbal, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumesc. Așadar, intrăm în ordinea de zi. La primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederii
prevederi din hotărârea Consiliului Local numărul 146 din 22 august 2015, privind statutul taxelor locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu 2016 în municipiul Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu și inițiativă Cetățenii. Domnule secretar, domnul Neghină, vă rog să prezentați proiectul. Expunerea dumneavoastră. Citesc eu expunerea? Da, citesc expunerea. Doamna, domnul consilier, având în vedere că la stabilirea taxei de salubritate nu s-a respectat prevederile articolului 6 din actul adițional numărul 1 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat prin anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 166 din 20 noiembrie 2013, prin care se modifică conținutul articolului 18 aliniatul 1, după cum urmează. Pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubritate, părțile convin de comun acord să stabilească condițiile legii taxe speciale de salubrizare sarcina utilizatorilor casnici, care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi, creând apărerea tuturor activităților componente ale serviciului de la colectarea deșeurilor, până inclusiv la eliminarea acestora la depozit sau în alte instalații pe întreg fluxul al deșeurilor. Consider imperios necesar că la adoptarea hotărârii de stabilire a acestei taxe speciale, act normativ cum putem timpa social, să există o bună fundamentare cu luarea în considerare a situației economice a orașului nostru la acest moment, precum și o dezbatere publică concordată cu pregătările legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, respectiv articolul 7.1 și 7.2, ceea ce s-a și întâmplat. Mai mult, din datele pe care le reducem, la acest moment, valoarea acestei taxe nu poate depăși 3,4 lei persoană lună, avându-se în vedere cantitatea de gunoi menajer colectată pe raza municipiului Onești în ultimele 12 luni, așa cum prevede contractul de asociere între primăria municipiului Onești și ANIS. La facturarea taxei, anuată considerarea cantitatea de gunoi colectată și tarifele rezultate din licitație și datorate, operatorilor pentru activitățile componente ale serviciilor de salubrizare. Astfel, potrivit HCL 155 din 22 decembrie 2015, tariful licitat de către compania Rompe Service pentru deșeurile municipale în mediul urban este în valoare de 162,19 lei/tonă, iar potrivit HCL 157 din 22 decembrie 2015, tariful operatorului de plătire conform de deșeuri este de 24 de lei tonă, exclusiv TVA pentru deșeurile menajere. Concluzionând la stabilirea taxei, s-a efectuat următorul calcul. În anul 2015 s-a colectat și transportat la groapa de gunoi din Bacău cantitate de rezidui menajere de 9.887,56 tone, respectiv 8.211,47 tone de la persoane fizice și asociații de proprietate și 1.676,09 tone de la agenții economice. Dacă luăm în calcul cantitatea de gunoi menționată, cât și cele două tarife de adorate operatorilor pentru activitățile componentelor serviciului de salubrizare, rezultă o valoare pentru taxa de salubrizare de 3,36 persoană bună conform calculului următor. 8.211,47 tone împărțit la 12 luni, egal 684,29 tone lună. 684,29 tone, ori 191,73 lei/tonă, colectare, transport de colectare, nu TVA, 131.198,92 lei/tonă. 131.198,92 lei, împărțit la 39.000 lei/tonă, de cesământ, egal 36 lei persoană lună. Rezultând ca probabil într-o eroare umană a fost stabilită taxa de salubrizare eronată pentru municipiul Onești, propun diminuarea acestei taxe speciale și aprobarea unei hotărâri de modificare a hotărârii Consiliului Local 146 din 12 în 22 august 2015 privind stabilirea impozitelor taxelor locale și alte taxe asimilate acestora aplicate începând cu anul 2016 în municipiul Onești în conformitate cu datele reale. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolul 36, alinea 2, litera B și alinea 4, litera C, Consiliul Local există atribuții privind dezvoltarea economică socială și de mediu al comunii, orașului, municipiului, sens în care stabilește
aprobă de impuls ca să lucrare în condițele legii. Potrivit actul 2730 din legea 2736 a Comisiei Finanțelor Publice Locale, colaborate cu cheltuielile la articolul 41 din legea 2736 din impozit și taxe locale se acordă de Consiliul Local în limba și în condițiile legii. În articolul 14, anexa 6 din modelul Consiliului Local 46, sujeta adierea cu și partea 7, Consiliul Local a aprobat sancțiuni taxe de 9,25 persoane în conformitate cu planul al de evoluție și tarifelor, astfel stabilit de către ADIS-PACGĂU, raportat la tarifele operatorilor de colectare și transport de șeuri românesc, București, anexă la contractul de concesiune pentru derivare de șeuri. În prezentul proiect de hotărâre de inițiativă propune Consiliul Local diminuarea cuantumului taxei de salubrizare de la 9,25 la 3,4 persoane, fiind similar celor valabil pentru mediul rural. Potrivit articolului 2 din legea Serviciului de Salubrizare Localității 101 în 2006, Serviciul Public de Salubrizare Localității face parte din sfera serviciului sanitare a utilităților și desfășoară sub controlul condus sau coordonarea autorității sanitare publice locale, ori asociați de dezvoltare intercomunitară în scopul salubrizărilor astfel. Asociați de dezvoltare intercomunitară, astfel înființată, vor acționa și pe seama unităților administrative membre, conform mandatului întregitat, acesta fiind documentația documentele Constituției de Asociație. Potrivit articolul 26, alineat 6.8 din legea Serviciului de Salubrizare a Localității 101 din 2006. În cazul operatorilor care au încheiat contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertante nu au la bază o fișă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifei se face pe baza fișei de fundamentare întocmite către operator, având în vedere cheltuieli realizate în ultimele 12 luni anterior cu copii. Propuneri. Ajustarea o modificare ulterioară a tarifelor prevăzut la alineatul 6 se face de către autoritățile administrative publice locale la solicitarea operatorilor. Structura și nivelul taxelor și tarifelor va fi stabilită astfel încât să acopere costul efectiv al prestării servicii de salubrizare, să acopere cel puțin sumele investite și cheltuieli curente de întreținere, să încurajeze investițiile de capital, să respecte, să asigure autonomia financiară a operatorului. Tarifele aprobate se conducă la atingerea următoarelor obiective: asigurare prestării servicii salubrizare la nivelul calității și indicatorului de performanță stabilit de către autorități de administrație publice locale, realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru servicii de salubrizare prestat către perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscuri și beneficiile asumate. Asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare și a exploatării bun la aparținut domeniului public. Pentru aceste motive, întrucât municipiul Onești este membru activ, care a acționat la stabilirea tarifelor în lumea și pe seama municipiului Onești și care a fost mandatat potrivit articolul 10, alinea 5, litera G, din legea 51, pentru stabilire, ajustare, modificare și aprobare prețului tarifelor și taxelor speciale, cu respectare lor metodologi și aprobate de autorități de reglementare competente, iar Consiliul Local Onești a aprobat prin hotărârea 102 din 2010 planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistemul Integrat pentru Management al Deșeurilor Solidere în județul Bacău. Față de cele menționate, urmează să deliberați. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director, dar are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Comisia numărul 5 a luat în discuție acest proiect de hotărâre. Pentru că el trebuie să fie în acord cu statutul ADIS, actul constitutiv și hotărârile organului de conducere, precum și hotărârile Consiliului Local anterioare. În această situație, o parte din membrii comisiei au constatat că nu este legal, adică nu respectă angajamentele asumate până acum, precum și nici dispozițiile codului fiscal și ale legii 273/2006, care reglementează principiul potrivit căruia cuantumul taxelor speciale se aprobă anual și nu pot fi modificate în anul fiscal corect. În acord cu dispozițiile articolului 26, alinia 6.8 din legea Serviciului de Salubrizare a Localităților numărul 101/2006, invocată anterior. În această situație au fost două voturi în favoare, iar trei voturi au fost abțineri. Astfel că proiectul nu a primit un vot favorabil de la această comisie. Am înțeles, vă mulțumesc. La acest proiect avem un amendament făcut de către domnul consilier Agrafi și totodată avem și o opinie de nelegalitate. O să invit pe domnul Agrafi să-și prezinte amendamentul, după care pe domnul secretar să prezinte opinia de nelegalitate. Vă rog, domnule consilier Agrafi. Da.
având în vedere dispozițiile articolului 3 litera F, din legea 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților, serviciul de salubrizare se organizează și funcționează potrivit principiului de bază, privind tarifare echitabilă corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat. Potrivit prevederilor articolului 6 din actul adițional numărul 1, la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integral de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat în anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 66 din 20 noiembrie 2013, prin care se modifică conținutul articolului 18 după cum urmează, iar la asigurarea finanțării serviciilor de salubrizare, părțile convenite de comun acord să stabilească în condițiile legii taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor casnici care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc cu utilizatorii respectiv cu luarea în considerarea tuturor activităților componente ale serviciului de la colectarea deșeurilor până inclusiv la eliminarea accesorilor la depozit sau alte instalații de întregul flux al deșeurilor. Institutul Național de Statistică, conform ultimelor actualizări ale Institutului Național de Statistică, privind cantitatea deșeurilor menajere colectate pe locuitor în județul Bacău, este de 209 kg pe locuitor, potrivit statisticilor oficiale găsite pe site-ul lor. Indicatorul exprimă cantitatea anuală de deșeuri menajere și asimilabile colectată. Deșeuri colectate prin municipalități sau operatorii economici specializați de la gospodării, activități comerciale, instituții, raportată la numărul total de locuitori ai județului. Metoda de calcul s-a făcut prin însumarea cantităților de deșeuri menajere și asimilabile colectate și raportate la numărul de locuitori. Tarifele aprobate. Tariful licitat de colectare și transport este de 162,93 lei pe tonă, exclusiv TVA-ul aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 155 din 22 aprilie 2015. Tariful de depozitare la deșeuri menajere este de 24 lei pe tonă, exclusiv TVA, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 157 din 22 decembrie 2015. Total, 162,93 plus 24 este egal cu 186,93 lei pe tonă plus 20% TVA egal 224,3 lei pe tonă. Pornind de la calculul indicilor de statistică și recensământ și la tarifele citate și aprobate prin hotărârea Consiliului Local numărul 155 din 22 aprilie 2015 și hotărârea Consiliului Local numărul 157 din 22 aprilie 2015, rezultă următorul calcul. 0,209 tone persoană pe an, ori 224 de lei pe tonă, egal cu 46,88 lei persoană pe an, împărțit la 12 luni, este egal cu 3,9 lei pe persoană pe lună. În susținerea amendamentului, anexez adresa oficială a Rumpres, către Primăria Municipiului Ionești, cu cantitățile de deșeuri reziduale pentru populație, colectate de pe teritoriul Municipiului Ionești în luna ianuarie și februarie 2016. La un singur calcul, constatăm că contravaloarea taxei colectate de la populație de Primăria Onești și virată către ADES este de 3 ori mai mare decât valoarea serviciului prestat pe teritoriul Municipiului Onești. Astfel, în ianuarie, 328,72 tone, mulțit cu 224 lei pe tonă, egal cu 73.730 lei contravaloarea servicii prestat luna ianuarie. Taxa colectată și virată de Primărie către ADES a fost de 220.000 de lei. În februarie, 527,19 tone, înmulțit cu 224,3 tone, egal cu 118,248 lei, contra valoarea serviciului prestat luna februarie. Taxa ce urmează a fi bilată de Primăria Unești, către adică este de 330.000 de lei, adică bani vechi 3.300.000 de lei. Prin raportul de specialitate, 10.642 din 9.2.2016, vorbind de Direcția Economică și Serviciul Monitorizare, se indică prevederile articolului 27, alineatul 7 din legea Serviciului de Salubrizare a Localităților, numărul 101 din 2006, incidente în cazul ajustării și modificării a tarifelor sau taxelor solicitate de operator, nefiind incidente în cazul unei modificări datorate de fundamentării unei taxe locale aprobată într-un quantum supradimensionat și prin care se urmărește dotarea
unei ele. Prin urmare, consider bine motivat și îndemniată amendamentul ce privește reducerea taxei de 9,25 lei de persoană pe lună la 3,90 de persoane pe lună. Pentru aceste motive, propun să articolul 1 din proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea unor prevederi de hotărâre a Consiliului Local numărul 146 din 2012-2015 privind stabilirea impozitelor statelor locale și alte taxe asimilate acestora implicabile începând cu anul 2016 în municipiul Onești să se modifice după cum urmează. Cuantumul taxei de salubrizare este de 3,9 lei pe lună de persoană. Articolul 14 se elimină. Mulțumesc. Și nu mai aveam de prezentat, scuzați, adresa Rumprestului către municipiul Onești, în care spune, în atenția domnului Alexandru Bistea, viceprimar, cu atribuții de primar, subiect solicitări privind transmiterea tichetelor de cântărire, a cantităților de deșeuri municipale și asimilabile colectate, importate de, și valorificate. Ca urmare a adreselor dumneavoastră, din numărul 26.004-2016 și 26.068-2016, înregistrate la compania Rumprestului, Serviciul Obiectiv Bacău, numărul 454 din 11 a 3-a, respectiv 445 din 10 a 3-a din 2016, vă comunicăm următoarele. Toate documentele privind etichetarea de cântărire și formulare de încasare, descărcare a deșeurilor individuale, semnate și stabilate de către reprezentanții depozitelor de deșeuri municipale Bacău, sunt transmise către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, adică ADES Bacău. Referitor la solicitările dumneavoastră, prin transmiterea situației cu cantitățile de deșeuri reziduale colectate pentru UAT Onești, acestea se regăsesc sub forma anexei 6T din contractul de legare a serviciilor de salubrizare numărul 180 din 6-5-2016, transmisă către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, adică ADES Bacău. În privința deșeurilor reciclabile, a operațiunilor de valorificare a agentului economic care efectuează aceste operațiuni, vă rugăm să vă adresați Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, ADES Bacău. Asta este mai important. Defalcarea calităților de deșeuri reziduale pentru producătorii de servicii la populație în luna ianuarie 2016 a fost de 328,72 de tone. La populație, în luna februarie 2016, de 527,19 tone. Mulțumesc! Vă mulțumim! Vă mulțumim, domnule consilier. O să vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Opinia domnului secretar privind acest proiect. Întemeiul articolului 47.215.2 al administrației publice locale, este prezent la opinie de legalitate cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea la prevederi din hotărârea Consiliului Local 146.2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 .
anul 2016 în municipiul Onești, am spus că a fost de zile a punctului numărul 1 a ședinței ordinare în data de 21 aprilie 2016 a Consiliului Local Onești. Motivarea opiniei. Potrivit articolului 11 din legea 215 pe 2001 administrație publice locale, două sau mai multe unități administrative teritoriale au dreptul să coopereze, să se asocieze, formând asociații de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică și de utilitate publică. Prin hotărârea numărul 28 din 14 mai 2009, Consiliul Local a aprobat participarea municipiului Onești în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău, respectiv ADIS. Statutul asociației aprobat prin anexa la hotărâre prevede următoarele. Scopul și obiectivele asociației, articolul 4. Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice din interes național sau regional, destinate înființării, modernizării și sau dezvoltării de pe cauza sistemelor de utilități publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului, denumită în continuare strategie de dezvoltare. Serviciul are în vedere acoperirea activităților menționate de legea 101/2006 cu privire la serviciul de stabilizare a localităților cu modificările și completările ulterioare. Articolul 11 din statutul asociației. Asociația următoarele obligații. Se respectă statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere.
Articolul 17, litera K, mecanismul de plată al serviciilor, tarife, taxe, mecanismul de calcul al tarifelor sau al taxelor, ce trebuie plătite pentru colectarea deșeurilor, transportul deșeurilor, precum și planul anual de evoluție al tarifelor și al taxelor, sunt prevăzute în contractul de asociere. Din hotărârea Consiliului Local numărul 103 din 17 decembrie 2010 s-a aprobat documentul de poziție și modificat în actul adițional aprobat în hotărârea Consiliului Local 166 din 29 din 2013, care prevede următoarele. Articolul 1. Scopul acordului constituie detalierea asocierii între părți în cadrul ADIS în vederea realizării proiectului gestionării serviciilor de colectare, transport, transfer, tratare și eliminarea deșeurilor pe raza județului Bacău. Articolul 2. Obiectul acordului, realizarea unui acord între părți în ceea ce privește taxele ce vor fi plătite pentru colectarea deșeurilor, transportul deșeurilor la stațiile de transfer, sortare, compostare, operarea acestora stații și transportul deșeurilor la depozitul confort. Articolul 18 alineatul 1. Pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubrizare, părțile convin de comun acord să stabilească în condițiile legii taxe speciale de salubrizare în sarcina beneficiarilor finali ai acestor servicii care vor include următoarele elemente de cost. Costurile pentru activitățile de colectare de transport al deșeurilor, de la populație la stațiile de transfer, sortare, compostare sau depozitul conform de vacanță. Costurile pentru activitățile de operare a depozitului conform și a stației de sortare și a stației de compostare realizate prin ISPA, operarea stațiilor de transfer, sortare, compostare realizate prin POSMEDU și transportul deșeurilor de la stațiile de transfer, sortare, compostare la depozitul conform. De asemenea, legea 101 pe 2006 a serviciului de salubrizare a localităților prevede la articolul 26 alineată 5 următoare. Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale ofertate, aprobate, se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întreprinse de către operator, în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților elaborate de ANSC. În opinia mea, consider că proiectul de hotărâre supus dezbaterii nu respectă angajamentele aprobate de Consiliul Local și nici legislația materiei de sus invocate. Capitolul 2. Cât privește inițiativa cetățenească a proiectului de hotărâre supus dezbaterii, arată următoarele. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative specifică, următoarele. Reglementarea relațiilor sociale prin lege și prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc. Actele normative se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României Republicată, cu dispozițiile prezente deci că și cu principiile ordinii de drept. Normele de tehnică legislativă se aplică în mod corespunzător și la elaborarea și adoptarea proiectelor de ordine, instrucțiuni și alte acte normative emise de conducătorii organelor administrației publice centrale de specialitate, precum și la elaborarea și adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autoritățile administrației publice locale. Articolul 5. Proiectele celorlalte categorii de acte normative se elaborează de autoritățile competente să le inițieze, potrivit legii. Articolul 81, aliniatul 2. Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale și ale consiliilor de zonă, precum și cele cuprinse în ordinele prefecturilor sau dispozițiile primarilor, nu pot contraveni Constituției României și reglementărilor din actele normative la nivel superior. Codul fiscal, articolul 490, stipulează autoritățile administrației publice locale și organele speciale ale acestora, după care sunt responsabile pentru stabilirea, controlul și colectarea impozitelor și taxelor locale, precum și amenzilor și penalizărilor aferente. Constituția României, la articolul 74, alineatul 2, prevede următoarele. Nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea. În opinia mea, în colaborarea normelor legale și constituționale mai sus invocate, consider că inițiativa cetățenească nu poate face obiectul unor proiecte de hotărâre ce vizează impozitele și taxele. De asemenea, fac precizarea că verificarea listelor de susținători prevăzute de articolul 110, articolul 111 din legea 215 pe 2000 administrație publice locale s-a făcut cu privire la forma acestora, precum și la verificarea registrului electoral a existenței dreptului de vot până la limita minimă prevăzută de lege pentru susținători. 3. Materia taxelor speciale este reglementată atât de codul fiscal cât și de legea 273 a finanțelor publice locale care prevăd următoarele. Codul fiscal. Articolul 484. Pentru funcționarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, Consiliile Locale, Județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale.
domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale. Legea 273/2006, articolul 30, alineatul 1. Pentru funcționarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice și juridice, Consiliile Locale, Județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, aprobă taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se aprobă anual, iar veniturile obținute din aceasta se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielor efectuate pentru ființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielor curente de întreținere și funcționarea acestor servicii. În opinia mea, potrivit prevederilor legale mai sus invocate, cuantumul taxei speciale se aprobă anual, iar unificarea cuantumului în anul fiscal curent contravine aceste prevederi. Așadar, în concluzie, arată potrivit celor mai sus invocate, opinia mea de nelegalitate se referă strict la angajamentele aprobate, semnate și asumate de către autoritățile administrației publice locale și la inițierea, procedura și termenul de aprobare a acțiunilor administrative de autoritate ce vizează impozitele și taxele locale și nu la oportunitatea aprobării cuantumului taxei ce intră în sfera de competență potrivit legislației în materie a inițiatorului, a compartimentelor de specialitate și a Consiliului Local în calitate de autoritate deliberativă. Față de cele arătate, consider că acest proiect de hotărâre, aflat la punctul următor de ordinea de zi, este nelegal și măsura în care va fi aprobat nu voi contrasemna hotărârea. Da, vă mulțumesc, domnule secretar. Aștept înscrieri la cuvânt, înscrieri care vor fi notate pe listă și vom acorda, eu știu, ca și timp, oricât timp este necesar fiecare persoane ce vrea să ia cuvântul, după care, când s-a închis lista și noi vom opri dezbatere, să zic, pe tema aceasta. Inițiatorul acestui proiect îl întreb dacă își însușește amendamentul prezentat de către domnul consilier Agar. Nu pot să-mi însușesc amendamentul pentru că eu am fost mandatat de cei 5.000 de locuitori ai Ioneștiului pe un anumit proiect. Sunt de acord cu proiectul, este bine fundamentat, bine argumentat, este un alt punct de vedere, a văzut într-un alt punct de vedere domnul consilier Agafe fundamentarea, este pe lângă ce am gândit eu, tot cam acesta e rezultatul. Se supune la vot în consecință amendamentul, după, eu știu, luările de cuvânt și de se înscrie la cuvânt din sală, vă rog frumos, nominal vor trece. Înțeleg că nu se înscrie nimeni? Deci domnul consilier Zarzu. Este primul, doamna consilieră. Vedem la proșca problemaie. Altcineva? Vă rog frumos să vă spun. Demofte. A cineva din sală? Nu. Să înțeleg că nici inițiatorul, nu? La punctul meu. La ce punct? Păi, deci nu se votează la pachet. Se votează amendamentul după care... Nu. Se discută. Se discută. Da, amendamentul cu ce... Nu, se discută. Eu cuvântul, da. Deci, domnul... Atât, domnul. Deci, discuțiile vor viza atât amendamentul... Atât amendamentul, cât și proiectul, după care se votează mai întâi amendamentul, după care proiectul, după ce terminăm toate discuțiile. Să înțeleg că nu mai dorește nimeni din sală? Domnul consilier. Și eu, la urmă. Da, și domnul Buzdugan. Și eu voi lua cuvântul. Domnul Ene? Da. Bun. Așadar, nu mai este nimeni, să zic. Am închis lista, în ordinea înscrierii la cuvânt. Domnul consilier Zarzu. Am dat cuvântul inițiatorului, poate mai corect. Bine, da, cu găduința dumneavoastră, pentru că ne-am înscris într-o ordine. Vă rog, domnule. Va trebui să mai răspund, probabil, la siguranță. Vă rog, domnule, închină să vă prezentați. În primul rând, afirmă domnul că taxele se modifică o dată pe an. Așa e, domnul secretar? Da. Ați modificat taxa anul ăsta, în timpul anului? Bun, și atunci a fost voi, alte taxe voi, unele-s voi, altele nu-s voi, nu? Care-s venite de la mine, nu-s voi, care-s venite de la...
Dacă eram în funcție de primar, în mod sigur era voie. Era tunelul și ăla cu un an de zile. Citiți foarte atent, este vorba de taxele speciale, singurul nu vorbiți vorbesc din lege. Vorbiți pe lângă lege. Taxele speciale se aprobă o singură dată pe an, celelalte taxe, în codul de fiscal nu mai prevede, se aprobă la începutul anului. Se pot completa și în cursul anului. Sunt taxe separate. Vă rugăm să... Da. Se vorbește în articolul, în act adițional numărul 1, l-a prezentat și domnul secretar, a citit din el, eu o să vă spun din memorie, în articolul, la articolul 18, în modificarea articolului 18 la articolul 6, se vorbește despre faptul că taxele se stabilesc de comun acord în condițiile legii, astfel încât să acopere costurile pentru serviciul respectiv. Lucru care nu s-a întâmplat, nu a existat o fundamentare. În proiectul meu de hotărâre există mai multe variante de fundamentări. Domnul secretar zice că nu sunt bune. E fost normal să vină la dezbaterea publică cu o fundamentare corectă, dacă nu a făcut-o în decembrie. Dar pentru a susține proiectul așa cum a spus domnul consilier Agape, aș vrea să-mi răspundeți la problema asta, cea mai dureroasă, în care eu, prin hotărârea care ați luat-o în luna decembrie și pe care am sesizat-o în urmă cu câteva luni, că vă bateți joc de populația acestui oraș, astăzi se confirmă admiterea, negru pe alb. Rom Prestu a trimis-o la adresă oficială, prin care spune cât a colectat de pe teritoriul municipiului Ionești. În luna ianuarie s-a colectat 328,72 de tone. În luna februarie, 527,19. V-am dat la început adresa respectivă. Rog pe domnii din primărie, domnul Căpureanu, domnul secretar, să mă contrazică dacă nu am dreptate. Pentru cele 328 de tone, conform tarifului licitat și aprobat în luna tarifelor licitate și aprobate în luna decembrie de către consilierii locali, tariful pe tonă, la nivelul Oneștiului, este de 224, cu tot cu TVA. Înmulțit cu 328 de tone, rezultă o sumă, calcul al serviciului prestat la nivelul Oneștiului de 73.730. Pentru luna ianuarie, conform recensământului, ultimul e recensământ, ultimul calcul, primăria va colecta aproximativ 3.600.000, conform unor date orientative și pentru care s-a făcut plata de către primărie, către ABIS, rezultă o populație de 36.000. La cei 36.000, ori 9.25 taxa aprobată în luna decembrie, înseamnă că trebuie să colecteze de la populație aproximativ 220.000, aproximativ 2.200.000, de 3 ori mai mult decât serviciul prestat de Romprest, conform adresei Romprest. În loc pe domnul Găbureanu să mă contrazică, dacă poate să ne spună cât a făcut plata pentru luna ianuarie. Sau domnul primar, că sigur știți. Ce terminați, vă spun. Este în jurul a 2.200.000, 220.000? Eu am respectat hotărârile consiliului. Este și înțelegerile avute de... Bun, este 220.000 aproximativ? Trebuie să înțelegeți că Rompresul a făcut servicii de 11-a până la 34-a și n-am dat numai acești bani. Deci nu e nicio... Bun, nu. Pentru luna ianuarie ați făcut plată. Ați făcut pentru luna ianuarie aproximativ 220.000? În ianuarie. Deci cât ați făcut pe luna ianuarie, domnul Găgurean? Nu vă mai schimbați după cuvinte, dați-o răspuns oamenii ăștia, vă bat de joc și sunteți plătiți din banii oamenilor ăștia. Luați 60 de milioane pe lună. Răspundeți-ne, din banii ăștia. Dar să nu fie schimbezi după răspuns, am plătit 220.000 de trei ori. Nu puteți obliga pe nimeni să vă răspundă la o întrebare. Cine dorește răspunde, cine nu, nu? Domnul vice, domnul vice, să vă adresați. Dar să ne spune, domne, și nouă, că banii sunt în funcție, dar pe tine. Iar să mâine de 3 ori mai mulți bani. Vă dați o pregătire. În momentul în care depășim, o secundă, în momentul în care depășim un nivel sonor, sau nu respectăm, nu ne respectăm unitrații. Mă amendați și dumneavoastră. Nu că vă amendez, nu sunt genul care să... Ne amendează alții destul și pe dumneavoastră și pe mine și pe toți oneștenii.
Stați liniștit că sunt... Și eu... Să băgați până la buzunarul nostru. Gămiteți să păstrăm, vă rog, de la nivel la nivel. Vă rog, nu poate lăsa că... De ce rog, nu mă rog, domnul Găbrean? Nu se mișcă, domnul Găbrean, de ce să spună spuneam treaba asta? De ce ți ies chiar ce să răsesc? Vă rog frumos să păstrați liniștea în sală. Vorbește domnul de cine s-a scris la cuvânt. Cine s-a scris vorbește, cine nu vorbește. Noi de ce că suntem proști, așa e, bravo, dumneavoastră. E bun așa. Mai e o lună și le cereți votul la oamenii ăștia, care îi faceți proști astăzi. Așa e. Inclusiv PSD-ul, inclusiv PNR-ul. Îi faceți proști din față. De ce nu lăsați, de ce nu recunoașteți că ați plătit de 3 ori mai mult decât s-a prestat? Lăsați că amendă. Direcția economică a plătit de 3 ori mai mult prestația pentru onești. S-a făcut. Contraziceți-mă pe cifri, eu m-am adus. V-aș ruga să ne întrebați și pe domnul primar dacă a semnat plătația. Sau să ne spuneți cum s-a plătit. În primul rând, într-adevăr, întâmplarea face că nu am fost în localitate în momentul în care s-a semnat ordinul de plată, dar suma, într-adevăr, este cea de 220.000 de lei, așa cum a menționat domnul la ordinul de plată. Bun, trecem la luna februarie. La luna februarie, 527 conform aceleași adrese. Aceeași adresă, luna februarie, 527 de tone. La 224 înseamnă 118.248. Deci aproximativ 1.200.000. Primăria va trebui să plătească 330.000 conform contractului, de 3 ori mai mult. Iar 2 miliarde luați din banii din buzunarul dumneavoastră și dați la bogați. Corect. Casa la roșu. Care sunt și arestați. Care sunt? Mai sunt și închiși, da. Nu, că nu ajung. Asta e paradoxul foarte mare, că nu ajung la rompres banii ăștia. Banii ăștia ajung la Adis. De acolo mă întreb cum pleacă banii în alte direcții. Se încasează, deci din momentul ăsta, conform datelor, vor încasa din buzunarul dumneavoastră, lună de lună, câte 2 miliarde în plus și vor da la Adis. Asta se întâmplă prin hotărârea asta. Și toți consilierii spun că acum două luni spuneau că n-au dreptate, că sunt nebuni. Acum a venit negru pe alb. Situația exact ce spuneam eu acum două luni din statistici și din analize, acum se dovedește alb pe negru. Și la momentul ăsta spune că tot e corect ce spun dânsii și nu e corect ce spun eu. Se va plăti, domnul Găbureanu, 330.000 luna viitoare, 36.000 luna 25, vine 333.000, 3.330.000. Contraziceți-mă dacă e altfel. Când o veni situația, discutăm. Nu pot să vă spun mai mult. Da, așa. Aveți de plătit pentru 36.004? Locuitori conform contractului. Da, este aprobată. Nu e aprobată de dumneavoastră. Este aprobată de Consiliul Local și propusă de dumneavoastră, domnule Ghina. Era? Numai o secundă, nu puneți lucrurile. Atunci era un proiect orientativ. Era un calcul orientativ la vremea respectivă. Numai o secundă. În 2010 nu puteți spune. Asta era în 2010, nu? Hotărârea 167 din 2003. În 2013, a cărui inițiator ați fost, da. A cărui contract l-ați semnat. Da. Și în hotărârea respectivă spune tarifele se vor vira de tradis conform tarifelor datorate operatorilor. Nu discutăm de tarife, discutăm de numărul de populație. 36, da, exact. Dar nu e problemă numărul populației, că și așa e mai mică decât e normal. Pentru că ultimul recensământ e 39.000. Plătiți la 36.000. Ce nu? Nu e 39.172? Nu, dați-mi să vă contrazic aici. Și vă spun de ce vă contrazic. Uitați-vă la acest consilier, vor fi mandatul 2016-2020. Deci va fi mai multă populație, nu? Vrămesc că aveți discernământul și inteligența necesară și nu vă suspectez că nu aveți. Faptul că vom avea 21 de consiliere în loc de 19 și creșterea asta de la 19 la 21 de consiliere locali se datorează în unei analize făcute de Institutul Național de Statistică, prin care populația este de peste 50.000. S-au mai născut copii între ei. De ce zâmbiți? Nu este așa? Care e legătura cu discuția noastră? Cu populația este foarte strâns legat. Eu vorbesc de un lucru foarte simplu. La nivel de Onești, trebuie să plătim conform contractului pentru 36.000 de locuitori, înseamnă 3.330.000, iar pentru luna februarie s-a prestat de 1.180.000. Cu 2.100.000 mai mult, se iau din banii oneștenilor și se virează la Adis. Fără ca pe vreun consilier să-l intereseze și să-l doară sufletul de oneșteni. Atât spun.
inclusiv pe dumneavoastră, care vă uitați mai urât acolo la mine. Și vă voi niciodată de la dumneavoastră, vă sper, încă o dată spun, sper să nu vă iasă concertația cu toată lumea pentru blocarea candidaturii mele. Am câștigat un proces, sper să nu vă iasă până să vă duceți visurile la final, să se blocheze candidatura. Și se va face dreptate. În mod sigur. Da. Dar nu are legătură candidatura dumneavoastră. Barare. Nu discutăm politică aici, da? Și nu dar despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Haideți să vorbim despre taxa asta care le-ați aprobat o taxă de 3 ori mai mare. Spuneți dumneavoastră cum justificați că ați aprobat o taxă de 3 ori mai mare care se dovedește alb pe negru. Contraziceți-mă cu ce spun eu, este greșit. Atât vreau să mă contraziceți că e greșit ceea ce spun eu. Și că nu se poate îndrepta o eroare, o greșeală făcută în luna decembrie. În luna decembrie s-a aprobat o taxă fără a exista o fundamentare. Lucru care l-am sesizat și pentru care este un proces pe rol, pentru că am dat în judecată atât primăria cât și Consiliul Local pentru nedreptatea făcută în luna decembrie, pentru acea taxă aprobată fără fundamentare, pentru că orice taxă trebuie să aibă fundamentare, contraziceți-mă dumneavoastră dacă e altfel. Până în decembrie se plăteam 9,30 domnul Tofan. Da, domnul Tofan, dacă s-a făcut o greșeală, nu trebuie dreptată? Da, am de zile greșeală, președinte. Ați fost consilier cu mulți ani înaintea mea. V-am găsit aici și n-ați descoperit nimic. Domnule Ghinu, da, puteți trece la vot, că am văzut care este. Toată lumea aici, dacă tot puneți politic, dacă trece taxa, câștigă Neghină. Nu, eu dacă intru în alegeri, câștig oricum. Deci nu voi nicio iluzie de felul ăsta. Singurul lucru pe care s-a țintit aici când v-ați opus la proiectul ăsta a fost că trece taxa, Neghin are dreptate, noi recunoaștem că am fost mai slab și nu ne-am prins sau am fost rău intenționați și ni se atrage o antipatie asupra noastră. Ăsta e singurul motiv, din punctul meu de vedere, și oamenii vor aprecia dacă e așa sau nu. Bine, vă mulțumim foarte mult pentru și eu vă mulțumesc. Domnul consilier Zax, luați cuvântul. Multe de spus, în mare parte ele s-au discutat și în decembrie, s-au discutat și în lunile anterioare. Îi reamintesc domnului fost primar Neghină că Partidul Național Liberal în decembrie nu a votat acest proiect. Datorită elementelor care le-am ridicat atunci, nu vreau să le mai ridic și acum. Faptul că dânsul spune că tot Consiliul a votat acest proiect, e fals. Așteptam în decembrie sau în luna anterioară, după luna decembrie, ca dânsul să-și ia demisia atunci când consilierii UNEPR au votat acest proiect. Atunci dânsul, sau când, le trebuia sprijin. Nu ați făcut lucrul ăsta, ați așteptat un moment politic, să treceți la alt partid, etc., etc. Cum spunea și domnul secretar, într-adevăr, dumneavoastră ar fi trebuit să știți, ca primar, ați fost 3 ani primar, că taxele speciale se modifică o dată pe an. Trebuia să se știu lucrul ăsta. Dar n-ați știut. Dovadă că ați întrebat astăzi că de ce nu se poate modifica. Faptul că taxa specială în decembrie s-a votat, conform legii, și domnul Spână a edificat acest lucru, se mai poate modifica peste un an. Aș vrea să-l întreb pe domnul Grăbureanu și pe domnul Alexandru Cristea, pentru că bugetul pe 2016 nu prevede capitol special de subvenționare a diferenței de taxă de la 9 lei la 3 lei. Este adevărat, domnul director? Deci acest capitol nu există. El se poate introduce în acest moment în buget? Nu. Nu este bun. Dacă se dorea acest lucru... Despre ce subvenționare vorbiți, domnul? Păi, în proiectul dumneavoastră, spuneți că diferența de cost va fi suportată... Nu e nevoie de diferență, se vede aici cum e tipul nevoie. În forma rezii, eu vă citesc materialul dumneavoastră. Renunț la partea cu subvenția pentru că... Conform proiectul... Acel material noi nu l-am primit. Este pe... Este. Uitați-vă pe site-ul primăriei și îl vedeți. Deschide site-ul primăriei și spune că de azi este materialul ăsta. Domnul director și domnul Spânu, trebuia acest proiect să aibă un aviz al ANRSC pentru a fi stabilită această taxă? Deci noi nici asta nu știți de 8 ani, sunteți aici și nu știați cum o trebuie. Lăsați povești și suntem sătui de ele.
Pentru... Poftiți? Poveștile se spun noaptea. Pentru mai, pentru mai sunt sătul de povești de subiect. Legea, legea de subvenționare, după câte știu, poate subvenționa, dar vrea să spuneți că nu este, se scoate. Nu, în momentul ăsta nu mai este nevoie de subvenționare, că au venit datele clare. Eu, în momentul în care am scris proiectul, nu, nu existau aceste date. Bun, proiectul noastră este modificat? L-ați modificat între timp? Este un amendament al domnului... pentru cu care eu sunt de acord. Puteți, dacă nu sunteți de acord cu al meu, puteți fi de acord cu amendamentul lui domnului Agapi, unde nu se vorbește de subvenționare, se vorbește de o taxă de 3,9, care este arhi-suficientă pentru a acoperi costurile. Da. Deci nu mai are rost să mai vorbiți de proiectul meu, pentru că este un amendament, clar, fără subvenție. Am înțeles, fără subvenție. Care acoperă cu vârf și îndesat costurile. Elementul de ilegalitate acestui proiect a fost invocat de către domnul Spun. Deci este un proiect ilegal. Deci din start, chiar dacă, să spunem, Consiliul Local ar vota acest proiect, el nu va fi stabilit ca și legal de către domnul Spun ulterior. Deci vă poate fi atacat. Dacă nu știați, vă mai spun eu un secret. Proiectul poate fi votat cu ilegal, fără să contrasemneze domnul secretar și ultimul cuvânt îl are prefectura. Prefectura, da. Să sigurați, prefectura avea același cuvânt. N-aveți de unde știi, încercați. Poate prefectura e de altă părere. Eu cred că domnul Spun știe legea mai bine ca dumneavoastră. Dar zic, și nu vreți să dați o șansă acestor oameni. Aveți șansa să-l votați și prefectura suntem, să spună ilegal. Suntem, domnule Neghină, pentru taxe mai mici pentru Onești. Suntem. Nu dar ele să fie legale, domnule. Nu se vede. Aveți posibilitatea să-l votați și prefectura să spună de ilegal. Din punct de vedere legal, vreau să discute colega mea pe partea juridică, să se pricepe deci, mai bine. Deci, un singur lucru trebuie să iau. Ați dormit? Aveți voie să-l votați fără să contrasemneze secretarul? În decembrie nu am votat acest proiect. În decembrie nu s-a votat. Nu s-a votat de către PNL. Deci aveți șansa să-l, încă o dată vă spun, aveți posibilitatea să-l votați fără să vă asumați niciun risc și prefectura să spună domnul secretar va da aviz de legalitate, vom vota acest proiect. Nu vă trebuie ca să-l votați aviz de legalitate și nu aveți niciun risc. Domnul secretar, au un risc dacă votează acest proiect? Proiectul poate fi pentru valabil pus în aplicare și voi aduce pe prefectul. Urmează instituția prefectului să pronunțe dacă eu am avut dreptate sau nu. Mai avem observare să mai vorbim de ilegalitate acum, dacă domnul secretar a zis că e perfect legal proiectul fără avizul domnului secretar. Vreau să vă jucați cu legea, știu cum vă jucați. Lăsați, nu mă joc eu, vă spun domnul secretar. Avizul domnului Spânu. Domnul Zarzo, bun. Nu spun eu din legea, a spus secretarul primăriei că e legal. Cu siguranță, dacă erați primar în momentul ăsta, acest subiect legat al taxei de salubritate nu exista. Pentru că dumneavoastră, ieșind din sistemul administrativ, doriți în fața alegătorilor să veniți ca un salvator. Cu siguranță, și spun lucrul ăsta, pentru că timp de 3 ani de zile, cât ați fost primar, și v-am mai spus lucrul, și o repet și o mai spun de 100 de ori, n-ați avut niciodată un punct de vedere legat de valoarea taxei. Atunci era legală, era ok și acum nu mai este. De ce n-ați avut un punct de vedere? La momentul respectiv. Lăsați-vă să termin că v-am lăsat să vorbiți cât ați vrut. Și 3 ani și acum. Am avut dreptul. Nu m-ați lăsat dumneavoastră și nici nu v-am cerut vreodată voie să vorbesc. Nici nu trebuie să spuneți. Timp de 3 ani că ați fost primar, n-ați spus niciodată că taxa care am încasat SEFSAR-ul este prea mare. Niciodată. Și știm și de ce. Și era și mai mare. Spuneți de ce. Și din punct de vedere politic. Administratorul firmei era partid cu dumneavoastră și atunci era o protecție. Administratorul firmei când a cumpărat apă... Patronul firmei când a cumpărat apă canal era liberal. Știți bine. Da, nu mai. Și când a privatizat serviciul și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și până acum recent era liberal. Nu, are nu de mult. Lăsați. Cam atât am avut de spus în mare. Dar dumneavoastră ați votat prețurile la vremea respectivă din 9-3. Mulțumesc, dacă s-a făcut cumva o greșeală vreodată, nu-i normal să fie îndreptat? Adică mergem în prostii și în greșeală până la loc comandă? Atâta vreme cât este legal, votăm. Atâta vreme cât este legal, că... mulțumesc frumos. Acum v-a spus domnul secretar că este legal proiectul, se poate vota? A zis doamna consilier Pașcu, vă rog. Ce-ți pinte? Domnul secretar, mai repetați-l o dată, domnul, înțelegi greu, dar e domnul... Acum facem. Doamna Zazu, da. Doamna Elena Pașcu a povărat. Stați în vârfe acum. Haideți că...
ne-am mai descrețit frunțile, acum ne-am mai relaxat un piculeț. O să am și eu, în primul rând, o întrebare către domnul Laurențiu Neghina. Vreau să știu dacă, după ce a făcut plângere prealabilă pe data de 18 ianuarie 2016, s-a adresat instanței de contencios administrativ. Da. Aveți litigiu? Am acțiune, da. Vă rog frumos să-mi dați și mie numărul dosarului, dacă se poate, pentru că am verificat pe portalul instanțelor de judecată și nu am găsit absolut nimic. O a doua întrebare. Eu văd că expunerea de motive care ne-a fost comunicată la acest proiect are data de 29 ianuarie 2016. Nu înțeleg de ce a fost introdus acest proiect abia pe data de 22 aprilie 2016. Adică la 3 luni de zile diferență. Aș aștepta un răspuns nu de la dumneavoastră, domnul Laurențiu Neghina, ci de la... Cred că se poate de simplu. Există o perioadă de timp care trebuie să stea proiectul în transparență decizională, afișat pe site și la vizierul primăriei. După ce depășește această perioadă, poate să intre pe ordinea de zi. Să înțeleg că același regim îl au toate proiectele care ajung pe ordinea de zi a Consiliului Local, nu? Ce puțin așa trebuie să fie, da? Uh-huh. Nu, nu toate proiectele, stați puțin, mă întrebați ceva, dar trebuie să fiți în cunoștință de cauză. Sunteți consilier local și membru al Comisiei Juridice. Deci da. Nu trebuie să-mi adresați dumneavoastră întrebarea asta și sunteți și avocat de profesie. Sunt cele care au caracter normativ. Da, domnul da? Cristian. Eu m-am pus o întrebare, nu ați dat un răspuns. Poate nu știa. Învață mai departe. Eu acum vreau să vă dau un... O să vă spun la ce se expune Oneștiul în cazul în care se modifică această taxă de salubrizare. Ia spuneți-mi, da. În cazul în care Oneștiul nu respectă cadrul și condițiile contractuale, sancțiunile la care ar putea fi expusă unitatea administrativ-teritorială ar putea fi uriașe. Și anume, ar putea fi obligată să plătească investițiile care au fost efectuate de către Rompres și de către ADIS pe, la nivelul județului Bacău, care se ridică la câteva zeci de milioane de euro. Știm cu toții că Oneștiul acesta a fost vândut an de-a rândul. Nu putem să facem erori de acest gen și să punem unitatea administrativ-teritorială să plătească niște sume în mod greșit. Adică riscurile la care ne-am putea expune, nefiind de acord cu condițiile și nerespectând contractul care a fost încheiat cu ADIS-ul și cu Rompresul, sunt niște înțelegeri care s-au semnat începând cu 2010 până în 2015. În cazul în care există totuși o problemă legată de preț, aceasta se va stabili de instanța de judecată. Nu cred că trebuie să facem atâta discuție. Aveți litigiu demarat la instanța de contencios administrativ. Instanța de contencios administrativ a hotărât dacă prețul care este prestat, taxa de salubrizare, care este încasată la acest moment dat, este legală sau nu. Utilitatea acestui demers, eu nu o văd la acest moment. Atâta vreme cât a existat o plângere prealabilă, care a avut același obiect, care a fost respinsă de către Consiliul Local. Dumneavoastră ați făcut împotriva hotărârii Consiliului Local, v-ați îndreptat pe cale judecătorească. Înseamnă că acum o să trebuiască să așteptați un răspuns. Vă judecați și o să așteptați un răspuns. Motiv pentru care utilitatea acestui demers al dumneavoastră de astăzi, eu nu am putut să o găsesc. Dacă mi-o puteți explica dumneavoastră... Da, vorbiți de cadru și clauze contractuale, da? Vorbiți de prețul de 9,25 stabilit prin acel document de poziții din 2010, da? Știți la ce fac referire, cred, da? Este un tabel cu 4 coloane. Pe prima coloană se vorbește de tariful pentru societăți de 268. Pe a doua coloană se vorbește de tariful aproximat pentru județul Bacău de 258. Pe coloana a treia se vorbește, eu spun la nivelul anului 2016, pe coloana a treia se vorbește de tariful aproximat pentru Onești de 9,25. Pe coloana a patra se vorbește de tariful pentru mediul rural de 3,76. Dumneavoastră spuneți că noi trebuie să respectăm coloana a doua, a treia și a patra, cu tariful pentru mediul rural și pentru mediul urban. Nu vorbiți nimic de coloana a doua, unde tariful a fost aproximat la 258 pe tonă pentru județ și s-a licitat cu 163. Dacă s-a licitat cu 163, faceți un pic regula de trei simple. El, tariful ăla a fost socotit de 9,25 la un preț de 258, conform coloanei 2. Și nu vorbiți, cel mai important, nu vorbiți de coloana 1, unde se aproximează un tarif pentru societăți de 268 și se câștigă licitația cu 516.
Iar societățile, oamenii de afaceri din Onești, sunt taxați de 516, nimeni nu le plânge de milă, ăla este corect, nu mai contează, călcăm în picioare documente, poziții, călcăm în picioare tot, respectăm și le bine Romprestului și Adisului. Și bine, populații nu ne interesează. Nu contează că s-o... În ceea ce privește societățile comerciale, nu știu dacă dumneavoastră ați fost atent la ședința din 22 decembrie. Nu vorbim de preț, nu mai vorbim de cantități. S-a discutat. Da, spuneți ce s-a discutat. Da. Noi nu am votat contractul cu modelul de contract cu persoanele juridice, tocmai datorită condițiilor prevăzute acolo. Deci noi nu l-am votat. Și nu l-ați votat nici după ce s-au eliminat condițiile, doamna Poartă. Spuneți până la amendament. Ne-am abținut la ambele. Dar de ce v-ați avut? Nu știți, nu știți, nu înțelegeți. Licitația a fost pe 516, iar în documentul de poziție spune clar că este 268. Dacă respectăm 925, hai să respectăm și la societăți. De ce nu ne interesează societățile din Onești? Le rupem, le luăm dublu față de cât s-o aproximat, dar ne interesează populația care le luăm de 3 ori mai mult decât serviciul care se face. Ba mai mult, serviciul ăsta, 328 de tone, e tot gunoiul luat de pe teritoriul municipiului Onești. Aici intră și societățile comerciale la care le ia bani separat. Dacă ar fi să scădem cantitatea... Nu scrie populație pe cupă. Scrie populație, dar nu are, n-are nicio rubrică cu societăți. E la un loc. Societățile se scad în cantitatea asta. Ăsta e tot gunoiul luat de la nivelul Oneștiului. Sunt 1500 de societăți care vor fi obligate să plătească un metru cub sau jumătate sau un sfert. Să zicem că plătesc un sfert de metru cub societățile. Că se reduce la un sfert de metru cub. Un sfert de metru cub, ori 1500 de societăți, dă 375 de tone. Dacă scădem cele 375 de tone din 527, constatăm că mai rămâne populația să plătească cam un leu. Dacă punem metru cub care l-au impus, sunt 1500 de metri cubi, numai de la societăți, se încasează de 3 ori mai mult decât se ridică din tot teritoriul municipiului Onești. Dar încă o dată vă spun, vă doare un pic inima că prețul aprobat prin licitație și cu care toată lumea e de acord, nimeni nu spune nimic, este de 2 ori mai mult decât cel aproximat prin documentul de poziție, prin tabelul din documentul de poziție, de la care toată lumea face... duce vorba acolo că trebuie să respectăm tabelul respectiv și documentul de poziție. Dar numai două culoane, alea care fac rău Oneștiului. Alea care ar face bine Oneștiului, nu le respectăm. Că nu vă interesează. Vă interesează soarta Oneștiului vreun pic? Bun, de ce nu vorbiți de... La ședința nu v-a interesat că ați fost la... Se de două ori mai mult la societăți, conform licitației, față de cât era în documentul de poziție. De ce bateți cu pumnul în masă? Trebuie să respectăm documentul de poziție, 925 se plătească populația. Nu înțelegeți care sunt riscurile la care se expune unitatea administrativă? Doamnă, respectați tot documentul în întregime, nu respectați jumătate. Ce riscuri? Dacă am respectat documentul în întregime, am riscat ceva? Spuneți, dar nu duc în altă. Vorbim de un document de poziție la care dumneavoastră faceți aluzie. Dacă am respectat documentul în întregime, am stricat cu ceva contractul? Asta vă întreb. Cu ce nu ne-am respectat? Acum nu respectăm actele dintre noi. Un singur opțiune, domnule președinte, dacă îmi permiteți, pentru doamna Pașcu, referitor la respectarea contractului, din punctul meu de vedere, pentru că la un moment dat și eu subscriam punctul de vedere pe care dumneavoastră l-ați exprimat acum, dar din punctul meu de vedere, atât timp cât nu se generează daune într-un contract, nu avem pentru ce să fim trași la răspundere și acele sume de milioane de euro cred că sunt invocate doar pentru a se pune o presiune pe administrație. Bine, mulțumesc. Dacă l-ați încheiat doamna Pașcu, va urma domnul Dumovski. Bună ziua! Mă scuzați că vreau să vorbesc pentru special pentru Damo Casă la domnul Ziua. Noi ar trebui să plătim gunoi la 1,20 € pentru că nu suntem în urban, noi suntem în rural. Noi nu avem canalizare, nu avem asfalt, nu avem absolut nimic. Suntem oameni de la țară, pentru că și plătim ca urban, una la mână. A doua problemă. De ce? Tot consilierii s-au plimbat de la un partid la altul. Pentru ce? Pentru acei bani care ia 5 milioane la o ședință și îți păseze consilierul, partidul care a venit, să ducă acolo să apere interesii oamenilor, oamenilor de a orașului. Nu să se plimbe de acolo, dincolo. Asta este problemă foarte mare. S-a făcut cumva comisia sau primăria municipiului Onești pe timpul domnului Lemnaru
vreo cere la, la conducerea statului, că este un oraș defavorizat, de la 35.000 de salariat am avut câteva mii. Unde sunt banii noștri? Unde s-au dus banii noștri? Cine s-a vândut ăstea? Cineva le-a vândut ăstea? Pentru ce? Pentru interese? Ați întrebat vreodată pe domnul Enaru că s-a făcut centare termice care s-au spălat niște bani și s-au aruncat? Ce a făcut cu banii? Ați întrebat ce s-a întâmplat cu ei acum? Spuneți-mi și mie, ce se întâmplă cu asta? Vă referiți la 9 lei? De ce? De unde plătim 9 lei care oamenii au o pensie de 3 milioane? 4 milioane ce ape? De unde să plătim banii ăștia? Vă gândiți și la noi? Apa-ți băgat-o în zăpăzia. A urmărit cineva apa aia? Nu a urmărit nimeni. Numai bolovan. Plătim de... Am 9 metri cub, plătesc 16 metri cub. De ce? Pentru că așa s-a făcut în țara asta. Limita se pune la limita, aparatul de măsură se pune la limita proprietății, nu dincolo de ca să plătesc eu ce să spargem în drum. Nu v-a interesat niciodată nimic. Toată lumea trăgeți la Cioran să luați bani de aici ca să trăim bine. Face și pentru noi ceva în țara asta, măcar. Noi suntem în vârstă, 60-70 de ani. Faceți pentru tineretul ăsta care a plecat din țară. Nu dați toată lumea la primărie și la consilieri ca să-și dăm niște bani. Faceți pentru noi ceva, pentru ce plătim noi apa dublu, 9 metri cub, care punem plus, pentru ce îi plătim? Sunteți organe de stat, este bani din pe ăla, pentru ce îi plătești în plus? V-ați tot dreptul dumneavoastră în noi care să ne mai amărâți. Și nu avem nicio condiție. Nu avem absolut nimic, ce se întâmplă problemele astea? Ați întrebat vădată un s-a aruncat bărea din centrale termice? Numai mersi vorba care funcționează, niciuna. Și ce-au băgat banii acolo? Ați întrebat vădată un s-au dus? Nu! Luați-ne de noi, că bine că plătim cu noi 9 lei. Deci noi din Dobrogea plătim 1 leu pentru că ne suntem la rural, nu suntem la urban. Nu pot să plătesc așa ceva 9 lei. Nu asta aveți canalizare, n-am nici canalizare. Mi-ați băgat pasta în curte. Am fost domnul Medianu să repare o pompă. Mă rog domnului Cristea, că a dat un telefon să pună. Mi-a spus domnul Medianu, voi aveți apă în Dobrogea. V-ați interesat vreodată că apa din Dobrogea se duce în casă? Ca să scopă apa din casă, să duce într-o canalizare. Unde o duce omul? Nu m-a interesat absolut nimic. Ați promis, a curmis odată să facem un dispensar în Dobrogea. Sunt atâtea părțeni. Vin cu oamenii să-i aducem aici în oraș. Este normal? Gândiți-vă și la noi, numai la interesul dumneavoastră. Gândiți-vă, o să veniți acum la votare. O să vă votăm. Cum ați făcut și dumneavoastră? Faceți ceva normal și pe toată lumea să o arătăți dumneavoastră. Faceți mai departe și mai departe interesul vostru. Este foarte rușine. Vă mutați consilieri de colo-colo și ca să luați banii de aici. Nu este normal. Te duc la un partid, reprezintă partidul ăla și reprezintă corect și cinstit. Nu mă mut nici dincolo ca să iau niște bani. Haideți să apărăm și oamenii care sunt în țara asta. În amărâtul ăsta oraș, în 40.000 salarii, mai cât salarii sunt pe platforma industrială? Nu mai sunt nici 2.000. A făcut cineva cu memorul statului? N-a făcut. Nu m-a interesat nimic. A făcut de distrug. N-a făcut nimic, a făcut doar interese, vânzări și afaceri. Puteți să mă dați în judecată cu ceea ce vă spun. Eu recunosc așa ceva. I-ați fost ceva, n-a făcut nimic. Nimic. Am venit aici de pomana doar, de asta venim. Nu putem să venim aici, dar să ne răspundă, doamne. A făcut banii aia. S-a investit de bani, s-a scos din ceva. Nici măcar nu s-a amorsit nimic ca 10%. Asta s-a făcut în România asta. Toți face asta, numai dumneavoastră. Toate comunile și toate orașele așa se face. Mai face și interese. Mai face și interese, aceea vor să face nimic pentru oameni. Absolut nimic. Bine, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Jumătate salari. Așa e. Domnul Ien. Domnul Ien. Acum trebuie de la orașul că se aruce zbor. Da, eu... Ceea ce am avut de spus, am spus prin poziția pe care a avut-o comisia. Nu vreau să înțeleagă că un consilier n-ar fi de acord cu reducerea acestui taxe. Numai că aș vrea să trecem peste acest moment de încrâncenare, să stăm calm și să analizăm dacă față de contractele care au fost încheiate până acum, angajamentele care au fost luate de către Consiliul Local, ca membru ADIS, unele chiar în perioada când domnul Neghină era primar. Dacă față de dispozițiile legale care au fost invocate, putem lua acum o astfel de hotărâre, fără să nu suportăm niște eventuale repercusiuni, să presupunem că reducem.
reducem prețul care a fost stabilit, că a reieșit dintr-o licitație, nu? Aprobat de toate unitățile teritoriale administrative care fac parte din ADIS, de care domnul Neghină știa în perioada mandatului, pentru că altfel ar fi fost situația dacă aceste discuții erau făcute până la data de 18-12-2015, când a fost introdusă această taxă în hotărârea Consiliului Local. Iar noi, consilierii liberali, ne-am opus atunci. Deci dacă aceste discuții se făceau înainte de această dată și le discutam și ne puneam toate partidele la masă cu specialiștii primăriei și găseam o soluție și juridică, nu era niciun fel de probleme. Dar trebuie să ne gândim că totuși sunt niște contracte. Și eu ca și jurist știu ce înseamnă să nu respecti un contract. Știu ce înseamnă că partea cealaltă, respectiv Romprestu, poate să spună să suspende serviciul. Și ce facem atunci cu noi? Poate să ne ceară despărubire. La anul vine monitorizarea Uniunii Europene pentru împrumutul de 39 de milioane pe care l-a luat ADIS-ul. Și toate împrumuturile au avut la calcul tot ce s-a făcut această taxă de 9,25 lei. Și vine și spune, domnule, n-ați respectat. Dați-mi 39 de milioane de euro înapoi. Cine-i dă celelalte comune? O să ia bani de la noi. De la municipiul Onești, de la municipiul Moinești. În ceea ce privește contractul cu persoanele fizice, pentru că lumea, într-adevăr, noi am susținut și nu numai noi, dar toți consilierii, că acest prag de un metru cub pe persoană juridică sau fizică, pentru că și eu sunt persoană fizică, am un cabinet de avocat și tot un metru cub plătesc și am câteva hârtii. Nu este corect. Și la ședința trecută s-a făcut modificări, noi, adică s-au votat modificări pe acest contract și la condițiile contractului și la cantitate. Trebuie să recunoaștem că Romprestu a venit cu un proiect pe care a spus reducem pentru fiecare persoană juridică sau fizică la 0,5 metri cub. Dar aveau o altă cerință. Și noi am spus, domnule, hai să mergem cu acest contract în două. Să spunem că suntem de acord cu 0,5 metri cub și câștigam ceva și că celălalt nu suntem de acord și mergem cu modificarea condițiilor. Mergeam cu două proiecte de hotărâre. Și rămâneam cu 0,5. Altfel ce s-a făcut? S-a mers cu tot contractul și puteți să-mi spuneți ce s-a întâmplat în ADIS? Nu s-a votat, a picat. Pentru că celelalte unități... Nu s-a ținut. Domnul. Nu s-a votat în niciun fel. Deci, de-aia vreau să spun că trebuie puțin calm. Știu că se apropie alegerile, fiecare interes, eu prea mare interes nu prea mai am. Am fost 8 ani consilier. Dar măcar să se plătească, Am înțeles, deci sunt foarte... Eu așa zic, haideți să stăm la masă, să discutăm și să vedem și legalitatea acestei hotărâri. Vă mulțumesc. La 2 miliarde în plus care le plătim pe lună, la 12 luni, sunt 24 de miliarde. Putem amortiza toate investițiile aveți cu ce plătim noi. Am înțeles. Deci cu 24 de miliarde cât plătim noi, ADIS-ul și-a amortizat. Avem niște dispoziții legale care ne împiedică. Domnul Cristian, da, acum să solicităm întreglare. Referitor la problema persoanelor fizice, așa cum am spus și doamnei consilier Pașcu, am să reiterez această idee, atât timp cât noi nu generăm daune Romprestului, atât timp cât Oneștiul își plătește cantitățile pe care le-a produs și le plătește raportat la prețul licitat, corect, legal, nu poate să spună Romprestul mâine că oprește prestarea serviciului. Nu au niciun motiv să spună asta. Așadar, nu văd o problemă nici pe partea de returnare de fonduri, nici pe partea de oprire a serviciului din partea Romprest în acest moment. Apoi, referitor la persoane juridice. Știți foarte bine și mă surprinde că mai deschide subiectul ăsta. Eu n-aș fi avut curaj să nu mai deschid dacă mă simțeam cu musca pe căciulă. În ședința trecută am propus, nu 0,5, am propus ca fiecare agent, de fapt domnul Buzdugan a propus, dacă fiecare agent economic să plătească exact atât cât produce. Deci nu 0,5, nu un metru cub, nu 0,25.
fiecare cât produce, atât plătește. Așa s-a aprobat și mă bucur că sunt agenții economici aici. Încă o dată transmit acest mesaj către agenții economici. Am făcut-o și prin intermediul mass media, dar o fac încă o dată. Avem un model de contract aprobat la nivelul Consiliului Local Onești. Vă invit să luați de la Secretariatul Primăriei Onești acel model, să-l depuneți în scris, semnat și ștampilat la Romprest, cu solicitare de a fi semnat. Și atunci, dumneavoastră, din punctul meu de vedere ca operatori economici, v-ați îndeplinit atribuțiile legale și v-ați arătat intenția de a semna contractul. În cazul în care Romprest nu va dori, trebuie să explice legal de ce nu dorește. Din punctul meu de vedere, nu este nicio problemă în a nu semna acest contract din partea Romprest și mă îndoiesc că el avea curajul să nu semneze. Păi, dar nu mai dați după aia autorizarea de funcționare, dacă n-am semnătură de la Romprest. Da, există, pe de altă parte, există o legislație care pe noi ne obligă. În momentul de față există un regulament al Consiliului Local să acordăm autorizațiile de funcționare doar în momentul în care există toate autorizațiile. Interesul nostru al Consiliului Local și al Primăriei a fost ca să facilităm condiții optime pentru semnarea contractului cu Romprestul, dar mai departe nu pot să forțez în niciun fel eu ca organ mâna Romprestului să semneze sau nu un contract. Și eu n-am autorizație. E adevărat și asta. E un cerc vicios din care eu cred că la un moment dat vom ieși când Romprestul va înțelege faptul că trebuie să deblocheze situația și să accepte ca fiecare agent economic să plătească legal, corect, exact atât cât consumă. La fel și populația. La fel. Vă mulțumim. Domnul Buzugan, aveți cuvânt. Da, mulțumesc, domnul președinte. Pentru că eu nu voi candida la nimeni și la nimeni și la nimic. Pentru că nu am nevoie de voturi, o să spun ceea ce gândesc. Așa că eu nu fac campanii pentru nimeni, fac, spun vorbări pentru cei care sunt în sală, pe excepția consilierilor. Toate bătaia pe acest proiect pe care îl modează domnul Dună se învârte în jurul unei hibe. Adică nu poate fi schimbat prețul în timpul anului fiscal. Deci așa, am înțeles că asta este hiba, nu? Și ca atare, neputând schimba prețul în timpul anului fiscal, proiectul propus de domnul Neghină nu întâlnește avizul de calitate pe care colegul Spânu l-a motivat. Comisia juridică, cu excepția mea, a dat aviz nefavorabil. Și ca atare, eu sunt obligat să îmi spun, punctul de vedere, v-am spus, nu am nevoie de voturi, punctul meu de vedere, efectiv, cu privire la această taxă. Ce se întâmplă? Deci se spune astăzi că nu se poate modifica prețul. Bun. Pentru mine taxa de salubritate nu este fiscală, este o sumă de bani, este o plată pe care noi o dăm pentru prestarea unui serviciu, fie de serv sau fie de altă societate comercială. Dând o parte această definiție a taxelor speciale sau înțelesul lor juridic, atunci ajungem la ședința trecută, când luăm prestul, printr-un contract cadru, l-a pus pe masa consilierilor ca noi să-l semnăm. În acel contract cadru, plângând afară faptului că Romprestul bătea în cuie cantitatea de gunoi pentru fiecare agent economic, indiferent dacă producea sau nu producea, a bătut în cuie și un alt preț pe care ei nu l-aveau la licitație. Deci Romprestul, prin contract cu agenții economici, își modificau prețul propus și licitat, care era mic, și deci el putea prin acel contract, pe care consilierii puteau să-l voteze, putea prin acel contract să-și modifice prețul la salubritate, la gunoi, un alt preț mai mare decât cel cu care iau și la licitația. La tare condiții, și pe această care mulțumesc colegilor PSD și UNEPR, fără PNL care a fost împotrivă, a fost un amendament, îmbrățișat de colegii PSD și UNEPR, prin care am propus ca fiecare agent economic să-și plătească cât gunoi produce, da? Și nu să fie bătut în cuie un contract cu anumite cantitate, și apoi prețul patentului economic de gunoi să fie prețul licitat de Romprest. Adică Romprestul la Bacău a pus un preț mic la licitație ca să câștige licitația, iar prin contractul patentului economic și modifica prețul mult mai mare. Ei, dacă Romprestul prin contractul respectiv își permitea ca în cursul anului fiscal să-și modifice prețul, deci n-ar fi posibil ca noi, Consiliul Local, în cursul acelui an fiscal, să modificăm prețul pentru persoanele fizice. Foarte deci, luăm prețul prin contract și modifică prețul, dublează și îl triplează,
Așa? Iar pentru persoane fizice nu se poate modifica prețul. Este un punct de vedere pe care eu mi-l asum. Respect opinia domnului coleg, spunu. Respect opinia celorlalți colegi din, din Comisia Juridică. Însă eu îmi voi da votul pentru ce proiect. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Buzdugan. Domnul consilier Martin. Prima oară, bună ziua. Cer scuze în întârziere, o să pun seama cu toate. Am venit la o ședință de Consiliu, în care văd că multe persoane cunoscute, mulți au fost colegi cu părinții mei, mulți au fost colegi cu mine, și văd mult patos. Am auzit de la domnul Dimofti niște cuvinte foarte grele, pe care nu le înțeleg. Dacă dumnealui are informații cu privire la spălări de bani și la deturnare de fonduri, îl rog frumos să se ducă să le spună cu el, ca să facă cercetări. Nu cred că este cineva în sala asta, și mă refer la colegii mei consilieri, care să vină aici, la ședința de Consiliu, pentru alt motiv decât să asigure buna funcționarea orașului și să asigure conținerea bună locuitorilor acestui oraș. Ceea ce a spus domnul Elghină are o bază, dar are o bază care se regăsește în adresa pe care am primit-o, sau a primit-o, a emis-o Romprescu undeva în aprilie. Deci, și care ne-a fost furnizată nouă ieri. Este o bază. Este o bază de plecare către un... către o nouă negociere a prețului. Asta văd eu. Ca în orice fel de afacere, un cineva care vinde un produs și cel care cumpără, se așează la o masă, discută și la un moment dat bată lucruri un preț, dacă ajung la o înțelegere. Eu am făcut și eu niște socoteli pe baza adresei pe care a primit-o, pe care a primit-o municipiul Onești domnului Alexandru Cristea, viceprimar cu atribuții de primar, pe care am văzut-o ieri, și în care se spune că, într-adevăr, pe luna februarie, care are 29 de zile, sunt 527,19 tone. Care a avut? Asta pe care îl colectează Romprescu. Asta înseamnă undeva la 19-20 de tone pe zi. Bun, 19-20 de tone pe zi e o cantitate. Nu știu dacă este chiar cea reală, dar în fine, asta nu-i treaba mea. Dacă eu spun că asta este, mergem de bune și luăm de bune ceea ce se întâmplă acolo. Cantitatea cu noi este dovedită de etichetă de cântar pe care le emite cel care preia gunoiul de la mașină Romprescu. Și prin adunare ajunge la o cantitate. Pentru o lună de 30 de zile ar fi undeva în jur de 570 de tone. Dacă, într-adevăr, și aici sunt de acord, chiar foarte, sunt foarte de acord cu dumneavoastră, dacă serviciul prestat a fost licitat la 224,3 lei pe tonă, ceea ce ar trebui să fie așa, nu, eu nu am detaliile contractului ăsta, nu e într-adevăr. Nu trebuie să aveți, trebuie să aveți hotărârile din decembrie care le-ați aprobat dumneavoastră. Eu am înțeles. Deci nu trebuie să aveți hotărârile. Domnul Neghină, nu noi. Domnul Neghină. Consiliul dumneavoastră, nu noi. Toată lumea, dați fost posibil. Aveți idei de taxele astea? De tarifele astea? Haideți să stați să vorbesc și facem campanie după 3 ianuarie, după 3 ianuarie. Vă rog frumos, da? Bun. Deci dacă ținem cont de faptul că sunt 570 tone pe lună, în medie, la 130 de zile, ori 224 de lei pe zi, face undeva la 130.000 de lei lunar, sumă pe care ar trebui ca Romprest să o încaseze. Atenție, e vorba de Romprest, nu e vorba și de Adis. Da? Bun, domnul. Domnul Petir, lăsați-mă, domnule, să vorbesc. Dacă împărțim 130.000 la 3,9 în preț propus, iese undeva la 33.333 de locuitori care ar trebui să aibă niște. Aș vrea să întreb domnul Găgureanu, poate are cunoștință, câți contribuabili și-au plătit gunoiul pe luna ianuarie? Nu am o evidență, deci vă rog să facem o socoteală ca să vedem, pentru că nu putem, noi logic și normal, n-ar trebui să ne bazăm nici pe referendum, nici pe situația cu statistică, vorbesc de evidența populației
cu câți locuitori sunt în municipiu, ci ar trebui să vedem exact câți locuiesc în municipiu. Ștefan, vezi că aici ai și societățile comerciale. Am înțeles. Atenție mare. Vezi societăți, discutăm mai... Eu vreau să ajung să văd o motivare a acestui preț. Te păcălește pentru că eu, ca agent comercial, plătesc un metru cub. Am înțeles. Am înțeles. Acolo este total în regulă și așa este. Și intră în cantitatea aia. Atenție. Deci vreau să vedem câți oameni plătesc acest... Că dumneavoastră, ca și Unitatea Administrativă Teritorială, ați virat o sumă de bani care era stipulată în contract. Nimic nelegal până aici. Și urmează să execute pe cei care nu plătesc. Vă rog să... Cer scuze, dar nu pot să nu intervin. Iar, deci astea compor contractului, da? În luna februarie despre de altă sumă compor contractul, în luna martie altă sumă. Bun. În momentul în care, la un moment dat, se vede exact câtă cantitate de bună se colectează, în baza statisticii putem și noi aproxima cam câți locuitori avem, da? Fără să punem cont de ceea ce a spus domnul Artene de societăți comerciale, care este altă discuție, da? Părerea mea este că acest proiect al domnului Neghină ar trebui să fie baza unei viitoare negocieri cu Romprestu. Cu Romprestu, nu cu Romprestu, că noi nu suntem Romprestu, noi discutăm de adis. Dar asta se poate face abia după ce avem o, să spunem, o evidență pe 3 luni, pe 5 luni, pe 7 luni, pe 6 luni sau pe un an, în care știm exact cât gunoi se colectează de la municipiul Orești. În ceea ce privește ceea ce ați spus, referitor la faptul că să plătească fiecare cât consumă, este un lucru sublim, dar care nu se poate realiza niciodată. Pentru că suntem balcanici, suntem români și știm să ne ciordim căciula unul altuia. Să spunem că noi n-am pus plăsuța aia, a pus-o vecinul. Și eu n-am decât 200 de grame. Nu este corect. Este punctul meu de vedere. Cred că ar trebui ca discuțiile pe acest proiect să se încheie aici și ca conducerea primăriei și viitoarea conducere care va fi după 5 iunie, pe care o vor stabili concetățenii noștri, să poată discuta la 1 iulie sau la 1 august pe 6 luni de zile calendaristice pe cantitate de gunoi colectată, să știm exact și atunci putem spune, da, dumne, de astăzi încolo nu mai plătim 9,7 lei, plătim numai 4,5 lei. Pentru că atâta iese. După alte 6 luni, prețurile se vor rearanja. Vine mai multă populație. Vedem și cât se cine plătește. Că cine plătește sunt oamenii care se locuiesc aici. Aia care sunt în Londra nu plătesc, vă spun eu sigur. Cam atât am avut de spus. Mai vin de la țară și aduce gunoiul aici. Ați văzut, doamnă, vin de la țară. Și noi spuneți să plătim cât consumăm. Vedeți că nu este... Vin cu câini, vin cu pisici, vin cu gunoaie, vin cu bidoane. Eu tocmai asta am vrut să vă spun. Că nu putem să batem... Să spunem ce, domnule, gata, fiecare își pune sacoșica cu eticheta de nume și cineva menționează cât a agentul economic poate, domnule. Ai birou, ai firmă. Agentul economic și la agentul economic este exact aceeași problemă. Vreți să vă spun? Deci, haideți să... Nu este... Dacă poate știți mai bine ca mine. Eu am să vă spun un singur lucru, că eu când eram copil, da? Am stat într-un bloc în centru pe acolo și în spate erau containerele mari. Ele se umpleau de cutii și paracutii de la magazine. Păi ce credeți dumneavoastră că magazinele care au, o să spună că ele consumă numai 100 de grame? Da, dragule, pentru că conform Ministerului Mediului, da, ai cartoane pe partea aia. Este adevărat și asta. Se poate cuantifica? Eu zic că nu se poate. Gunoiul menajer se poate cuantifica doar atât. Ca număr de salariați. Atâta salariață, cam atât cum noi faci menajer. Restul hârtiile și celelalte. Dar și acolo este o discuție la tot. Este o discuție întreagă. Știm foarte bine și nu trebuie să... Sunt alte discuții pe care n-aș vrea să le spun așa în public. Pentru că... Da. Noi trebuie să ne învățăm pe noi înșine să fim mai corecți și mai drepți cu noi, în primul rând. Apoi cu vecinii noștri, apoi cu vecinii vecinilor noștri și așa mai departe. Până o să fim o comunitate unită care să știe respectivele. Asta am avut de spus. Mulțumesc.
Da, mulțumesc, domnule Ștefan. Vă rog, și apoi după care va da eu cuvântul și încheiem. Spuneați, așteptăm încă 3 luni, 6 luni, 9 luni. Dacă vrem, putem să ne uităm în urmă. Există situații clare. Cât gunoi s-a făcut anul trecut, cât gunoi s-a făcut acum 2 ani. Anul trecut s-au făcut 9800 de tone, acum 2 ani s-au făcut 10100 de tone. Populație plus societăți comerciale. Deci avem o situație de unde să plecăm, slavă Domnului. Eu sunt parțial de acord cu dumneavoastră. Și vă spun din ce cauză. Pentru că din nefericire sau din fericire, nu știu dacă este fericit sau nefericire, s-a schimbat operatorul. Operatorul de salubritate este altul, care nu o să recunoască niciodată datele pe care le-a avut celălalt operator care nu are nouă extremă. Asta a spus să colectează mai puțin. Datele de la tocmai de asta spunea că colectează 800 de tone pe lună, fost operator, iar ăsta spune că colectează 530. Tocmai de asta vorbesc. Și atunci și vreți să puneți 800 că colecta Sersanu? Hai să punem 800, să vedeți că tot e 4 lei. Păi o să veniți mâine, nu peste mâine, peste 4 ani și o să spuneți că nu sunt 800. Domnul Ștefan, eu zic să fiți practic. Alegeți orice mod de calcul. Fie că alegeți modul de calcul, cel care l-a spus domnul Conform Statisticilor Naționale, este Institut de Statistică Națională, îți spune că populația județului Bacău produce 209 kg pe an deșeuri din de la populație, de la societăți comerciale, de la instituții, parcuri și grădini. Asta spune Institutul Național de Statistică. În ăștia 209 kg, în prețul care îl spune domnul Agapi în amendament, rezultă că, conform Institutului Național, rezultă că dacă noi am plătit, populația Oneștilor ar plăti 3,9 lei, societățile ar trebui să nu plătească, școlile ar trebui să nu plătească, spitalul ar trebui să nu plătească. Deci în ăștia 3,9 lei ajung, conform Institutului Național, organ al statului, ar trebui să acopere restul, societățile să nu dea niciun leu. Și lucru care ne iese de aici. Spune ăsta că... Și după aia, ați mai făcut o eroare, vreau să vă corectez acolo. Spuneți că 224 sunt banii Romprestului. Nu, uitați-vă un pic, banii Romprestului solicitat 163 plus TVA, 190. 224 e cu tot cu groapa de gunoi. Și cu tot cu TVA. Deci tarife aprobate de Consiliul Local în 12 ianuarie și licitate. Da, eu am să vă spun, eu sunt inginer de profesie și mi-mi place să fac lucrurile așa, matematic, să le fac în ordine așa cum trebuie ele să fie făcute, ca să nu mai greșim o dată. Dacă am greșit când am aprobat acea asociere, că probabil că acolo ne ducem noi cu mintea, că am greșit când am aprobat asocierea cu Azisul. N-am greșit. Nu? Dar eu n-am spus greșit. Nu am greșit. Nu am spus, eu am spus că să rezolvi contractul. Spuneam ca și cu apă. Da, asta e altă discuție. Deci eu n-am spus, am spus eu vreodată că e greșit asocierea, eu am spus doar să respecte contractul. Atât am spus. Părerea mea este că inițiativa noastră poate fi baza unei viitoare negocieri. Dar nu avem cu cine negociem. Avem cum să avem. Cu cine să negociem? Cu cine? Cu Adisu și cu Romprescu. Dar nu avem cine negocia, domnule. Nu poți să fie cu Romprescu, noi nu avem niciun parteneriat cu Romprescu. Și atunci de cine am adunat aici? Dar noi avem treabă cu taxa aprobată care o virăm la Adis conform actului adițional. Deci, noi aprobăm și ne respectăm contractul. Atât zic. De ce nu interesează pe nimeni taxa de la societăți care prin documentul de poziție care ziceți că trebuie respectat, nu se respectă? De ce nu spune nimeni? Noi vorbim de un metru cub, arătați și mie în contractul, în toate documentele ălea de acum 5 ani, 7 ani, nu descrie că trebuie să plătească societățile la metru cub. Ăla spune că societățile vor plăti 268 de lei în 2016. Lucrul care nu se întâmplă. Orice litigiu pe care îl vedem și pe care îl simțim că ne dezavantajează, poate fi discutat nu cu barda în mână, ci prin negociere. Asta este părerea mea. Domnul Ștefan, eu lucrul ăsta l-am spus acum 3 luni, nimeni nu s-a plecat asupra acestui lucru. Domnul Ștefan, nici te-am plecat acum 3 luni, bunoi sunt de astea, se corectează pe iarăși pe care domnul. Statisticile naționale, nu știam de... Păi v-am spus lucrul ăsta acum 3 luni, din statisticile naționale. Păi ce statistică spune și că avem 40.000 de locuitori pe aici? Atât avem, domnul. Păi cum să avem 40.000 de locuitori? Haideți să facem un... Vreți să facem un calcul? Spuneți că nu se poate face mai degrabă. Haideți să vă dau un simplu exemplu. Ați ridicat o problemă că eu bat cântul cu 40.000. Au fost 24.000 de locuitori la vot acum un an la Iohannis. Se presupune că au fost 100%, niciunul nu a rămas acasă. Sunt 10.000 de copii care învață în școlile din Onești, din care aproximativ 75% sunt din Onești. Încă 7.500.
mai puneți 4.000, 3.000, 4.000 cam aproximativ, între 0 și 7 ani, până a intrat la școală. Se duce 35 și ceva de mii de locuitori. Asta în condițiile în care toți ar fi fost la vot. Cu pensionarii. Nu, nu, nu. Eu spun, la vot au fost 24.000. Există date, aici nu mă puteți contrazice. Acum un an la Iohannis, 24.000 s-au prezentat la vot. Oare s-au prezentat chiar toți, 100%? Mi-e greu să cred. Are 50.000 de locuitori. Bun. Cu domiciliu aici. Eu cred în 40.000, cred în recensământ. Din orice poziție, eu cred în aia 40.000, e real. Domnul președinte, vă rog cum văd. Nu există note de cântar la cele mașini de-a lui Rompres? La toate mașinile sunt note de cântar la Bacăul altora. Aici, care încasăm bani, trebuie să avem și numai acolo vreau la note de cântar. Așa ar fi corect. Domnul Dimofti, este hârtie, ăștia n-au mințit. Ăștia au spus corect în adresă, numai că noi vrem să plătim de 3 ori mai mult. Trebuie să avem și un reprezentant al primăriei la nota de cântat. Domnul Dimofti, ei au spus... Mașina de unde vrea, spune din Onești. Numai o secundă. Ei au spus că au încasat 500 de tone. Noi vrem să le plătim de 3 ori mai mult decât au încasat de la Onești. Aveți perfectă dreptate. Da. Dar să revenim la subiect și la vot. Acum dumneavoastră puteți aprecia... Păi, te angajează prima ta cel mai bine ar fi. Puteți foarte bine aprecia dacă votați pentru proiectul ăsta sau nu, în condițiile în care domnul secretar este legiuitor la momentul ăsta. La nivel de primărie și cunoaște foarte bine legile și și-a asumat în fața camerelor și în fața dumneavoastră că nu există niciun risc dacă votați pentru proiect. Domnule Leghean, prefectura va spune dacă e corect sau nu e corect. Domnule Leghean, lăsați-mă și pe mine să am anumite rezerve legate de a te juca cu legea. Dar nu există. Mie nu-mi place să mă joc cu legea. Stați o secundă, cu ce lege ne jucăm? Domnul secretar mi spunea ceva timp în urmă că sunt primării în țară unde secretarul dă la maxim jumătate din proiecte aviz de legalitate și ele se votează toate. Și nu au niciun fel de problemă. Este domnul secretar așa? Sunt foarte multe primării care secretarul are un punct de vedere diferit. Consilierii votează și prefectura au regulat un punct dacă e legal sau nu e legal. Deci eu vreau să vă repet că încă consider că acest proiect al dumneavoastră trebuie să fie baza viitoare negocieri. Nu putem să avem cine negociere. Baza să-i punem pumnul în gură, să spunem ce domnul bun prestoi prețul meu ăla bun. N-am cum să noi nu punem pumnul în gură. Eu nu vorbim cu un prestul. Stai, domnul, că asta se referă chestia. Sunt două lucruri total diferite, taxă și tarif. Prestul e taxa ea noastră pusă, care o virăm la o asociație în care noi suntem membri. Onești este membru al DIS. Domnul Neghină, vă mulțumim frumos. Toți din sală am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Elita. Dați-mi voie în încheiere să vă spun și eu câteva cuvinte. Sunt ultimul care m-am înscris pe listă la putem. Și după care mă trec și la voi. Este clar că este o situație în care am ajuns prin greșeli sau prin cu bună știință, începând din 2010 încoace. Oricum sunt angajamente pe care ni le-am luat, pe care le-am votat începând din 2010 până astăzi, pe care unii și le-au asumat la momentul respectiv și pe care astăzi nu și le mai asumă, din motivând și faptul pentru care nu și le mai asumă. Mai precis, pentru că s-a greșit, pentru că am trecut peste anumite, eu știu, aspecte prea ușor și presupun că lucrurile în acest moment nu stau așa cum au fost, eu știu, previzionate în estimările făcute de Rompres, ADIS, începând din 2010. Nu cred că există niciun consilier din această sală care își dorește, sau de fapt care nu își dorește ca această taxă să scadă. Eu nu cred lucrul acesta. Să vede la vot. Da, este un punct de vedere. Totodată, cred că este normal și voi iniția această, eu știu, procedură de lucru. Voi solicita, chiar dacă nu sunt în subordinea mea, un punct de vedere legat de acest proiect direcției juridice, direcției economice. Pentru că este foarte ușor să te ascunzi, eu știu, uneori în spatele unui consilier și să lași să voteze cum crede dânsul de cuvință și apoi eventual să răspundă dânsul sau nu în fața legii, pentru anumite, eu știu, consecințe care se pot
rezulta în urma unui vot. Este posibil ca... este posibil sau nu, dacă trece acest proiect, municipalitatea prin Consiliul Local să plătească niște daune, interese, dar până acum niciun compartiment din Primăria Municipiului Onești nu a dat în scris, practic să-și asume, dacă, prin angajamentele luate, prin contractul, prin asocierea cu ADIS, în cazul în care un astfel de proiect trece, Consiliul Local Onești se expune la niște... Eu știu, la niște plăți sau care ar fi datorate investițiilor pe care le-a făcut aceste bani europeni. Eu cred că este normal ca acest proiect să treacă în condițiile în care avem aceste puncte de vedere. Nu cred că altcineva din sală poate să aibă un alt punct de vedere. Cred că este prematur acum și să ne exprimăm, cum să spun eu, fără un punct de vedere legal, de la economic și de la juridic, să ne exprimăm un vot. Este practic o procedură care se poate rezolva în o săptămână, două, trei, și acest proiect poate fi reluat de urgență, iar în momentul în care toată lumea din Primăria Municipiului Onești, departamentele și asumă prin semnătură, dar, domne, nu există niciun risc ca noi să dăm niște bani înapoi, atunci nu văd unde ar fi problema să votăm. Până atunci eu am o rezervă, și totodată înțeleg situația prin care trecem cu toți oneștieni. De fapt, acest tarif, știți de când se practică, în ultima perioadă este pomenit din ce în ce mai des tariful și fiecare dintre noi înțelegem de ce. Nu cred că este rău că cineva l-a pus pe ordinea de zi și încearcă, eu știu, scăderea tarifului. Cred că nu este o inițiativă rea, cred că este o inițiativă bună. O taxă. Dar cred că trebuie să fim foarte atenți la ce e posibil să ne supunem, la ce riscuri e posibil să ne supunem. În situația aceasta în care suntem azi, din punct de vedere economic, e o poveste pe care mai devreme, o poveste tristă, pe care mai devreme domnul Dimofte și-a exprimat un punct de vedere. Din păcate, reprezentanții noștri prin Parlament, prin alte instituții ale statului, în ultimii ani, n-am văzut să, eu știu, să lupte pentru noi, să vedem și noi că s-au înființat o mică fabrică cu 20 de locuri de muncă și apoi să dăm încredere celorlalți investitori că în Onești se poate, eu știu, încuraja investițiile. Nu. Noi aici, practic, împărțim sărăcia și electoral sau nu, dezbatem niște proiecte care ne doare pe toți. Nu. Proiectele acestea și nouă ne e greu să plătim la unii dintre noi. Să știți că nu suntem toți bogați, cei care ne aflăm pe aici. Mulți dintre noi sunt profesori, sunt pensionari, sunt oameni care nu au niște venituri precum și le imaginează unii. Și tuturor ne este greu. Și cu prețul la apă... Da, micșorăm, dar să nu ne coste mai mult dacă le micșorăm. Asta vreau să aflu. Dacă nu ne costă nimic, toată lumea este de acord să ne micșorăm, vă asigur asta. În consecință, doar atât am vrut să vă spun. Cred că trebuie să facem mai mult pentru municipiul Onești și să ne intereseze mai multe decât diminuarea unei taxe. Este bine că ne interesează și lucrul acesta, dar problema noastră este banii pe care avem. Banii ăștia rezultă din locurile de muncă. În ultimii ani, și nu mă refer aici ultimii 3-4 ani, că nu este corect să fac lucrul ăsta, în ultimii mulți ani, nu s-a făcut nimic în această direcție și este momentul să facem împreună. Vă mulțumesc foarte mult. Și ce am avut am distrus. Da. Deci să știți. Dar ce să facem? Da, în consecință sau toate punctele de vedere s-au dezbătut. Nimeni n-a reușit la ora asta de când dezbatem aici să răspundă la o întrebare simplă. Acel document de poziție despre care l-am invocat și am mai încercat să o întreb și pe domnul avocat și pe doamna avocat. Vorbim de acel document de poziție din anul 2010 care spunem noi, se invocă că trebuie respectat. Ați spus, este un plan de afaceri, un document de poziție care trebuie respectat. În care se vorbește că în anul 2000,
16 locuitori Ionești vor trebui să plătească 9,25 lei. De ce se respectă numai coloana 3 și 4? Asta eu nu înțeleg. Nu reușesc să înțeleg, spuneți-mi dumneavoastră. Dacă în documentul respectiv spune că societățile trebuie să plătească în anul 2016 268, de ce s-a aprobat 553? Domnul Nechina, vă dau acela, dacă vă adresați mie, nu știu, vă voi să atrați. Și toată lumea m-a adresat, nimeni n-a răspuns până la asta, de ce nu se respectă tot documentul? Dați-mi voi să vă răspund, de ce nu mai cine mai dorește din sală. Dacă dumneavoastră, și nu vă utiluiesc pentru lucrul acesta, nu ați înțeles când am votat și ați propus aceste angajamente, mă refer acum un an, în 2013, și acum, ați spus și pe bună dreptate. La 2010, nu vorbim. La 2013 nu s-a mai discutat de tarifele alea. Ăla s-a aprobat în 2010. Am aprobat modelele de contract, am aprobat. De ce nu se respectă tot actul din 2010? Eu un lucru vreau să vă spun astăzi și eu închei, nu mai discut pe această temă acum. Dacă dumneavoastră ați spus, în 2013 nu am înțeles pe deplin cum stau lucrurile, vis-a-vis de contract, de asumare a contract, modelul de contract și așa mai departe. Am înțeles și pe domnul. Eu ce am semnat, spuneți-mi ce am semnat eu în 2013 și nu e corect. Eu ce am semnat în 2013 zic să respecte. Eu spun ce am semnat, le-am votat cu ce am semnat eu, ce am propus eu în 2013 cer să respecte. Angajamentul luat în decembrie 2015. Nu mai eram, nu mai vorbim de 2015. Proiectul ideea de domnul Cristea pe care l-am asumat cu toții. Cu altă luare de poziție a domnului Cristea, domnule, nu am înțeles pe deplin lucrul ăsta și cred. Cred că este un om de bună credință. Faptul că domnul Cristea ne-a reprezentat pe noi, pe municipiul Onești, ca și membru Consiliului Director la ADIS, încă un lucru, am încercat să facem împreună să scădem acea taxă pentru persoanele juridice. Dați-mi voie să vă spun că este normal să cerem punct de vedere scris către compartimentele juridic și economic din primărie, pentru că apoi să nu ne mai ascundem unii, pentru știți, așa am crezut că e bine sau așa cred eu, am greșit. Nu, după ce, personal vă spun, eu voi solicita astăzi acest punct de vedere scris, chiar dacă nu sunt prin intermediul domnului viceprimar cu atribuții de primar, pentru că nu sunt compartimente în subordinea mea, iar după ce voi avea un punct de vedere scris vis-a-vis de, eu știu, riscurile la care ne supunem, vă spun de pe acum, cu mare drag și nu cred că este un consilier în sala asta, vom vota pentru diminuarea taxei și poate și mai puțin. Și dacă nu ne putem trezi în situația în care Rom Prestu să nu mai presteze serviciu, că și asta este doamna Pașcu, spuneți-mi dumneavoastră, poți să respecti un contract pe jumătate? E obligatoriu să l oprești pe doamna Pașcu. Cum poți să respecti pe jumătate un contract? Eu asta nu înțeleg. De ce e obligatoriu să respecti jumătate din contract? Da, domnul Cristian, mai trebuie să spunem. Un singur lucru să fac la referitor la momentul decembrie 2015. În acel moment pot să confirm faptul că am avut puncte de vedere scrise care susțineau taxa de 9,25 lei, inclusiv raport de specialitate din partea direcției economice. În calitate de primar nespecialist în cadrul primăriei Onești, nu pot să trec cu autoritatea mea peste ceea ce îmi transmit direcțiile din subordine, pentru că nu am cunoștințele necesare. Perfect, aici ales. Adică semnați acum. Domnul avocat, vă invit pe dumneavoastră să domnați codul penal, codul civil și codul fiscal pe toate dintr-o dată, eventual a doua zi după ce sunteți numit primar. Noi v-am dat argumente. Bine, v-am dat argumente. Vă mulțumesc, închem acum dezbaterile. Sunt colegi care au solicitat o pauză mică, după care trecem la vot, amendament, proiect și trecem la proiectele următoare. Vă mulțumesc pe pauză de 5 minute. Supun la vot amendamentului domnului Agapi cu privire la proiectul numărul 1. Cine este pentru? Să vă rog să citați cu mâna mai mult ca să putem număra pe reșapare. Domnul președinte, o secundă, domnul Nechina și l-a asumat. Sau nu și l-a asumat? Am spus că nu mi-l asum pentru că nu sunt mandatat de cei 5.000 de locuitori. Sunt de acord cu el. Am zis că sunt de acord cu el, dar nu mi-l pot asuma pentru că eu am fost mandatat pentru alt calcul. Deci cine este pentru încă o dată? Mâna sus. Împotrivă? Abține? Mulțumim.
amendamentul aplicat. Supun la vot proiectul prezentat în forma inițială, proiectul numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu mai puteți. Cine este împotrivă? Dacă știi pe cine alegem. Cine se abține? Da. Alegem primar. Deci, 500 de lei care ia pentru ședința sau de unde plăsiți? Ia legii primari. Deci votul meu a fost pentru, dar cu același așa se face treaba. Da. Așa se face treaba. Bine, trecem la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Dar cu permisiunea dumneavoastră aș dori să discutăm că este părintele aici. Aș dori, dacă sunteți de acord și dumneavoastră, să discutăm problema adresului, după care se trece la proiectul numărul 2. Când faceți o pauză, poate dintre oameni mai vor să facem. Da. Poate vor să rămân. O scurtă pauză de un minut, poate sunt... Ești tu participant la ședință care doresc iată din sală. Putem continua ședința, nu a ieșit niciun consilier din sală, da? Bun. Există o adresă de la Mitropolia Moldovei, Bucovinei și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, semnată de înalt preasfinția sa, Ioachim Băcăoanu, către Consiliul Local Onești, liniște, vă sau... Da, doamnele... Am rugăminte, domnul Roscoe, că în spate să vină domnul consilier Ștefan Martin. Da, da, vin, bă. Citesc adresa. Să știe, dar e sigur. Niciodată. Să putea să fie ocupat de altcineva, dacă vreau. Citesc adresa, către Consiliul Local Onești. Cu aleasă considerații și deosebit respect, vă înaintăm alăturat documentele parohiei Catedrala Pogorârea Sfântului Duh Onești, județul Bacău, protopopiatul Onești, care solicită o subvenție în vederea continuării lucrărilor de proiectare la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Onești. Mulțumindu-vă pentru înțelegere și sprijinul acordat, vă asigurăm, domnule primar, de toată prețuire și gratitudinea noastră. Aș da cuvântul părintului Alupei pentru a, eu știu, a susține această demers. Domnule primar, domnule viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri și distinsă asistență, am venit pentru a doua oară în Consiliu pentru că se impunea venirea mea, deoarece în septembrie anul trecut am mai făcut o înaintare privind continuarea lucrărilor la catedrale în faza în care se impune alcătuirea unor, întocmirea unor proiecte care, într-adevăr, să putem obține și fonduri atât de la Secretariatul de Stat pentru Culte, cât, desigur, și de la Guvern. Că bănuiesc că va fi posibil, pentru că sunt anumite lucrări începute și ele trebuiesc și încheiate. Mai ales în faza în care ne aflăm noi, după ce a fost acoperită catedrala, acum trecem la organizările care se impun din interior. Sigur, și mai sunt și în exterior. De aceea, atunci am solicitat un ajutor pentru a se achita proiectele, privind atât un proiect de design interior și amenajări exterioare,
instalații sanitare de interior, instalații interioare încălzire centrale, instalații interioare hidranți, instalații electrice iluminat și prize forțe, instalații electrice și curent slab. După ce am făcut această înaintare, atunci s-a aprobat o sumă de 50.000, pare mi se, pentru ca noi să facem aceste proiecte. Dar a venit după aceea problema de la Corectiv și problema ISU. Pentru aceasta se prevedeau multe schimbări în ceea ce privea proiectele de continuare a lucrărilor. Și noi am făcut o adresă din partea catedralei către ISU Bacău, prin care am solicitat o comisie care să vină la fața locului pentru ca să ne propună lucrurile care se impun de a fi realizate pentru ca să le facem și a nu avea probleme atunci când ne vom duce ca să ne dea avizul de funcționare. A venit de la ISU la fața locului, am chemat și eu pe toți arhitecții cărora le-am propus ca să întocmească documentațiile și acum am ajuns zilele acestea în faza ca chiar toate proiectele să fie terminate. Sigur că din fondurile pe care noi le avem ca subvenție nu putem achita nimic, deoarece nu se îngăduie ca din subvenții acordate să fie plătite proiecte privind continuarea lucrărilor. Și de aceea am făcut apel ca să revenim și eventual să aprobați din nou ceea ce de altfel odată s-a aprobat. Dar era nevoie de avizul înalt preasfințitului Ioachim și care, iată, l-a dat imediat în alta preasfinția sa. Eu am înaintat deja o documentație aici privind problemele electrice. Vă aduc la cunoștință că deci sunt toate aproape finalizate și le vom aduce la cunoștință domnului primar și tuturor celor care sunt responsabili cu investiția catedralei. Totodată, prin aceste proiecte pe care le înaintăm, rog pe domnul primar ca să ne elibereze și autorizația de a continua aceste lucrări, care, desigur, le facem la nivelul care noi ne putem descurca deocamdată cu o subvenție acordată și care avem promisiuni că ne vom mai acorda. După aceea, desigur, tot proiectul acesta care se face este la nivelul întregii lucrări care va fi înaintat și primăriei și acolo primăria va vedea cu ceea ce ați aprobat dumneavoastră pentru anul acesta partea care se cuvine ca să o continuați ca lucrări, ca eventual, așa cum se dorește, în anul viitor, când suntem în centenarul 1916-2016, la anul 2017 și 18, centenarul acesta de la primul război mondial, când se dorește ca această catedrală să fie sfințită, desigur, fără executarea picturii, pentru că de catapeteasmă și de icoanele de pe catapeteasmă deja ne ocupăm tot noi la nivelul catedralei prin anumiți sponsori. Deci rugămintea noastră este ca să ne ajutați în faza aceasta de a putea achita sigur aceste proiecte. Noi vom prezenta spre justificare actele ce se impun pentru suma care ne va fi acordată. Eu vă mulțumesc și vă doresc să aveți, pentru că peste câteva zile vom avea și prăznuirea învierii, o sărbătoare de suflet, o sărbătoare plăcută, o sărbătoare, desigur, păciuitoare, liniștită și iertătoare de păcate. Să fie un Paște care să ne fie fericit printre greutățile, necazurile prin care trece cu toții. Vă mulțumesc! Mulțumim, Părinte! Doamne ajută, domnule primar, Alescu!
în primul rând, l-aș ruga pe domnul director de Doamne să le expună un punct de vedere referitor la solicitarea care a venit din partea parohiei catedralei. Da, am reținut. După ce am primit scrisoarea la părintele, am discutat cu cei de la investiție și în situația asta noi nu putem aloca pentru că demersurile n-au fost făcute de noi. Noi pentru catedrală avem prins la reparații 1.500.000 sau 2.000.000, care putem să-i alocăm, dar pentru această reparație toate demersurile trebuia făcute de noi. Am impresia că toată documentația este la comanda dumneavoastră. Și odată ce documentația nu este solicitată de noi, nu putem finanța. Da, ca să le acordați, așa cum ne-ați promis, s-a acordat odată, deci acest Consiliu, în septembrie, s-a acordat pentru că ce se întâmplă, chiar cu această sumă de 50.000, domnul director, să știți că nu se acoperă toate aceste părinte, am discutat cu cei de la investiții și nimeni nu semnează pentru acordarea acestei sume. Da, mă rog, vreau să vă feriți. Vă rog, domnule. Desigur, fiind proiect de proprii care își le face catedrala Parohia Prudoiria, poate să fie un sprijin, așa cum s-ar da la toate culturile, dar din care suma respectivă să fie acoperită de destinații. Dar nu în cadrul lucrărilor de investiții care trebuie făcute de către autoritate. Absolut. Nu asta aveți o valoare, dar cât se estimează aceste proiecte, 5-6 care sunt. Deci acum sunt în faza de finalizare, săptămâna viitoare la vreo marți, miercuri, cel târziu, joi, deci știu exact. Dar diferența o să o susținem noi din puținul care îl avem. Da, zic în principiu. Noi ne-am bazat pe ceea ce s-a discutat aici, s-a aprobat de către Consiliu. Este o întârziere, ele trebuie apucată de mult, nu s-au făcut, dar acum se poate repara cu sprijin financiar. Pentru că dacă... Nu va face ceva, dar nu... Tot ce este legat de chestia să facă catedrala direct. Pentru că, domnul primar, dacă n-aș fi întocmit aceste proiecte, eu aș fi cel care aș întoarce spatele la cele 10 miliarde care ne-au fost acordate și noi trebuie să le justificăm la valoarea exactă care trebuie pentru lucrările de parboseală, de electricitate, de termoficare, mă rog, și mai ales problema ISU. Deci eu am căutat să vă ușurez, am venit pentru ușurarea. Nu mi-a fost ușor, pentru că dacă eu mă lăsam pe primărie, să știți că nu le aveam proiectele acestea realizate acum. Eu m-am străduit să nu crezi că, iată, de câteva luni de zile bune, am trecut prin multe încercări, mi s-a accidentat un arhitect cu care am demarat lucrările, n-am mai putut să lucreze, mă rog, după aceea a trebuit să caut alte persoane, nu mi-a fost ușor. Înțeles. Da. Dați-mi și mie, vă rog, cuvântul, domnule președinte. Părinte Alupii, vreau să reiterez încă o dată o afirmație pe care o fac nu cu scop electoral, ci în deplinătatea funcției pe care o țin. Primăria Municipiului Onești susține în continuare construcția catedralei, dar ceea ce vă spun, vreau ca această susținere să se întâmple cu temei legale. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut, acea promisiune de 50.000 de lei, într-adevăr, nu a fost doar o promisiune, a fost cuprinsă și în buget. Dar vreau să vă aduceți aminte foarte clar faptul că s-a spus încă de atunci faptul că banii nu vor fi transferați către catedrală, vor fi cheltuiți de primărie pentru proiectare, întrucât acest obiectiv de investiție, dumneavoastră nu ați dorit să-l preluați în acest și l-ați lăsat ca obiectiv de investiție al primăriei. Motiv pentru care colegii s-au oferit, de fapt s-au oferit, au obligația legală să ducă la îndeplinire procedurile de achiziție pentru aceste servicii. Iar mai departe, mă văd în acest moment în care dumneavoastră veniți și faceți o solicitare cu un proiect deja cheltuit, bănuiesc că poate ați semnat și vreo factură de recepție, nu-mi dau seama, iar mie solicitați acum să finanțez o achiziție care deja s-a făcut. Un lucru care este în afara legii. Domnul primar, nu vă țin nimic în afara legii. Eu n-am cheltuit nimic din cele 10 miliarde. Sunt în contul parohiei și eu acum mă văd în fața că mai am
câte o lună și ceva de zile ca să încheie... Foarte lucrurile vedeți abia acum. Și mă lupt, adică mă lupt pentru lucrul acesta. În luna august v-am spus că mi-ați solicitat autorizația de construire, v-am spus că autorizația de construire se elibera conform legii. Mi-ați replicat că dacă de 25 de ani se poate elibera într-un anumit fel, se poate și acum. Vă spun că nu se poate, decât în condițiile legii. V-am înțeles, domnul primar, și am venit cu documente. Și m-am făcut exact ceea ce mi-a spus, că am arătat adresa dumneavoastră, pe care mi-a spus, dacă eu voi veni cu proiecte, veți elibera autorizația pentru ca să duc la bun sfârșit proiectele pe care nu eu le-am făcut. Dumneavoastră ar trebui să fiți în sală atunci când v-am invitat, în ședința în care am propus să se clarifice situația de care catedrala este. Am depins obligații. Da, dacă catedrala ar fi avut o situație clară din punct de vedere legal, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, ci și al colegilor de specialitate din primărie, nu există o relație clară, legală, între primărie și catedrală. Ea trebuie clarificată. Dumneavoastră nu aveți drept în momentul ăsta, nici măcar să țineți slujbe acolo, în catedrală. Da, repetați exact ceea ce a spus și rândul trecut. Domnul primar, de ce am venit ca să intru în legalitate și mai ales să obțin toată dar dumneavoastră... Când vom semna un acord, părinte, atunci, din punctul meu de vedere, vom fi intrați perfect în legalitate. Până atunci, dumneavoastră veți solicita autorizație de construire, probabil că mă veți pomeni în continuare pe la slujbă ca vrăjmaș al catedralei. În schimb, trebuie să avem în vedere faptul că există o legislație și eu v-am propus, din primul moment când am discutat, ca aceste chestiuni să nu le aducem în fața opiniei publice, să le rezolvăm, astfel încât lucrurile să meargă de la sine, fără să facem, eu știu, să dăm motive de discuții presei. Nu, eu nu dau niciun motiv, domnule primar. Problema este că ceea ce mi s-a spus, am lucrat și văd că și în fața aceasta, dumneavoastră, sunteți împotrivă. Mă dați afară pe ușă, voi intra din nou pe geam. Pentru dacă e legal să intrați pe geam, deci aveți posibilitatea să mă dați în judecată pentru abuz de serviciu. Dacă eu le-o fiu să vă eliberez un sunt în postul pași, mi-am câteva zile, vreau să ieși un bine, era liniște, domn primar, hai să fiu serios. Nu ca și eu acum, după 40 de ani de preoție, mă încarc cu... A zis, domn primar. Eu am muncit în oneștiul ăsta și n-am stat deja. Să ajungem la o înțelepciune și să nu blocăm finanțele care vin de la stat pentru catedrală, pentru că toată lumea din comunitate are interes ca banii care vin din afara orașului să fie folosiți în interiorul orașului, în interesul orașului. Păi tocmai de ce eu am adus domnul primar bani. Și nu mi-a fost ușor, să știți. Cum hotărâți dumneavoastră și... Da, voi să vă scot eu din berea. Da, scoteți-vă, domnule. De ce ne băgați dacă scoate? Bă, dar eu care nu fac jocul cum mă interesează, pot să spun un plic de ei, cel mai bun lucru este compromisul pragmatic, domnul, zice domnul primar. Da? Deci, din câte am înțeles eu, catedrala a fost făcută, în stadiul care este acum, la ora actuală, fără să aibă toate proiectele. Așa este proiectul, e normal. Am avut până la... O parte, da, o parte nu. Și acum, deci trebuia să-i continuăm cu amenajările interioare. Așa. Deci, ați terminat o clădire în faza în care este. Probabil că aveți o parte din proiecte făcute, după care ați pus și clădirea. Și probabil că aveți lucrări făcute fără să fie proiecte. Așa am înțeles. Nu. Nu avem lucrări executate fără proiecte. Deci nu. Atunci, nu se face. Atunci, dar nu se face nimeni așa. Trebuie autorizație pentru executarea noilor lucrări. La baza nevoie autorizații, ai nevoie din memorie, din proiect și nu, autorizația trei, autorizațiile trebuie să le obțină investitorul. Despre asta e vorba, spune domnul. Și investitorul, în momentul de față, e primăria. Momentan, toate aceste proiecte... Banii de la guvern ar trebui transferați către primărie și primăria sigură. Și apoi, domnul Părintea Lupinar, dacă este vorba de 50.000 de lor pentru proiecte, cu cele dumneavoastră, primăria poate să facă demersuri, să scoată la licitație
serviciu respectiv, o să ofere două, trei firme de proiectare. Dar acum eu nu mai pot aștepta domnul... Dar asta e legalitatea cu ei. Domnul consilier, dacă uitați, este una dintre firme, este domnul Iliopoulos, care este agreat și de primărie. Evirații banii... Există agreat sau nu agreat de primărie? Există firmă care să fie urmată și să fie câștigată o licitație sau o achiziție cu ordonanții 34, atât. Se poate hotărâre de Consiliu prin care să ajutăm catedrala cu o sumă de bani pe care deși o pot folosi pentru plata aia. Deci face diversul de astea, domnul Vici, trebuia făcut de noi. Eu vă întreb dacă se poate acum, să inițiem peste o săptămână, două, trei, când va tot ajutăm putea ca părintele să se descurce singur și noi să-i spunem de la lucrări de construcții consumate. Eu, dacă există sume disponibile, domnul director Grigoreanu, îmi dau acordul pentru a face această investiție de proiectare din bugetul primăriei, exact așa cum am promis, în temeiul legal. Deocamdată nu, pentru că nu lucrarea voi, comanda mea este făcută de noi și nu putem plăti. Investiția noastră este o situație delicată. Am vorbit cu cei de la investiții și nimeni nu acceptă. Da, se pare că e un moment de... Da, eu o să vă aduc adresa prin care dumneavoastră spuneți că tot aici ați gândit-o în primărie. Că în momentul când eu vin cu proiectele care vi le arat, m-am venit deja cu un proiect, dumneavoastră îmi veți elibera autorizat și veți achita, că mă veți ajuta. Ca să... Dar nu v-am cerut să faceți ceva aici. Da. Da, mai există posibilitatea să aplice pe curte. Pe exact asta am spus și eu înainte. Pe curte un sprijin financiar și dumneavoastră. Și eu vă susțin pe tot ce înseamnă proiecte. Dacă acolo trebuie să țineți cont că fondurile în totalitatea lor sunt de 70.000 de lei, pe care i-a și luat unul mai mare. Asta doamna, la PSD-ul a... Dacă există această urgență. Sigur. Haide să... Că așa degeaba spunem noi că e legal, că poate nu e legală situația, dacă există această urgență. Ce mi-e o altă soluție? Asta e legală. E legală. Și se poate face la rectificare contractuală pentru curte. Face rectificare pe curte acum? Da. Soluție să suplimentăm la curte, nu știu, 30 sau 40. Vedeți că este soluție. Bine, haideți că avem oricum o rectificare de buget undeva astăzi, nu? Da, și haideți să facem amendament acum, să fim toți de acord cu el și mergem mai departe, că ne blocăm în discuție acum și nu avem. Da? Anexa, majoritatea fi de acord. Bine, eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate și succes în continuare, pentru că... Pentru că... Sunt multe treburi de la Paraclou. Da, mulțumim, părinte inspector. Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi, proiectul numărul 2, privind aprobarea unor modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ionești, anul 2016. Domnule secretar, aveți cuvânt. Doamnă consilier, își potrivit prevederilor legii 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, legea bugetului de stat pe 2016, din anul 2015, de către legea 136 pe 2016, prin aprobarea normelor de intervenție, prin determinarea postului standard pe elev școlar și stabilirea finanțării de bază la bugetul de stat, din sumele de facultate de prevederea în bugetul local, sau la sume pentru învățământul general de sănătate de facultate și convențional pe anul 2016 și estimat 2017-2019, conform adresei 35.34 pe 2016. Suma repartizată este de 121 lei. Cu adresa numărul 3, din portul 1936, și eu colegiul ghidit de cantinu, să puteți suma de 1.503.503, finanțarea proiectului școala cantinu de la Vară. Din adresa 3.600.3.651, care în urmărare se numită în acțiunea în lucrurile bugetului pentru sumele private de la Casa Spirele Sănătate. Față de semnalitate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar, are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate pentru a prezenta raportul. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarele acte normative, prevederile articolului 49 alinia 4.4 din legea 273/2006, legea privind finanțele publice locale, versiunea actualizată,
dată prevederile articolului 36 alinia 4 litera A din legea 215/2001 privind administrația publică locală versiune actualizată și decizia numărul 3 din 18/3/2006 a șefului administrației județene a finanțelor publice Bacău. Din adresa 35834 din 2016, administrația județeană a finanțelor publice, prin serviciu sinteză și asistență a elaborării și execuției bugetelor locale, ne comunică suplimentarea bugetului cu 121.000 lei pentru finanțarea învățământului particular din municipiul Onești, la capitolul 650250, cod 550163. Din analiza efectuată de serviciu buget contabilizate din cazul direcției economico-financiare, s-a constatat o depășire a veniturilor la următoarele capitole. Impozite și taxe de proprietate, 2700.000 lei, taxe pe utilizarea bunurilor, 700.000 lei și venituri nefiscale, 500.000 lei. Această depășire s-a realizat prin aplicarea Ordonanței de Urgență 44 din 2015 privind aplicarea unor facilități fiscale și prin încasarea, prin executare silită a unor impozite și taxe din structura bugetului local. Astfel au fost suplimentate următoarele capitole unde s-au făcut câteva modificări. La cheltuieli de personal, capitolul 5402 au rămas 150.000 lei. La cheltuieli materiale, capitolul 5102, 500.000 lei. Capitolul 5402, 100.000 lei. Capitolul 6502, 200.000 lei. Capitolul 67, 300.000 lei. Capitolul 7002, 2267.000 lei. Capitolul 8402, 300.000 lei. La cheltuieli de capital, capitolul 6102, 9.000 lei. Capitolul 5102, 15.000 lei. Capitolul 6702, 9.000 lei. Capitolul 7002, 50.000 lei. Și capitolul 66, 600.000 lei. Face precizarea că la cheltuieli de capital, capitolul 6602, sănătate, a fost suplimentată suma de 600.000 lei, reprezentând cheltuieli pentru finanțarea lucrărilor executate la Spitalul Municipal Onești, care se vor aloca de la Consiliul Județean. Prin adresa 32.235 din 2016, Colegiul Dimitrie Catejir solicită aprobarea sumei de 9.915 lei pentru finanțarea proiectului Școala Francofonă de Vară. Prin adresa 36.151 din 2016, Spitalul Municipal ne comunică modificările din structura bugetului cu sumele primite de la Casa de Asigurări din Sănătate și din venituri proprii cu suma de 900.000 lei. Anexăm alăturat adresele ANA 35.834 și 35.836 din 2016, precum și adresa numărul 32.235 din 2016, a Colegiului Dimitrie Catenit, prin care solicită aprobarea sumei menționate. Bugetul local cu modificările ulterioare este prezentat în anexa numărul 1, bugetul Spitalului Municipal este prezentat în anexa numărul 2, lista de investiții modificate este prezentată în anexa numărul 3. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți. Vă mulțumim, are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Cu majoritate de voturi aviz favorabil. Vedeți că înțeleg că există un amendament. Să fac, dacă n-ați voie, să fac precizare. Precizarea față de raportul de specialitate inițială. Fac precizare pentru proces se alocă suma de 500 de lei. Dar nu la culte. Da, exact. Asta înseamnă și modificarea anexei la prezentul. Dar om de la capitolul 7002. Bine, discuții pe marginea proiectului. Asta e singura modificare. Nu să supunem la vot proiect cu cine este. Haideți, dar avem discuții. Haideți, dacă... Vine așa viteză. Mai ne cine? Domnul... Motiv. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Zarzu? Altcineva? Poftiți, domnul Zarzu. Da, aceeași problemă care o ridic și probabil că am ridicat-o de multe ori, plasarea într-un proiect, a mai multor proiecte. Și aici le pot enumera, sunt 4-5 articole pe care mi se părea normal să fie câte un proiect de fiecare, astfel încât să ne exprimăm votul pentru fiecare. Pentru că din 5, 4 sunt ok, unul n-ar fi un punct de vedere
pentru la Nesimaș și la Bugeu. La, am o singură corectură la anexa 1, sau de fapt la expunerea de motive, este o sumă greșită. 2167-2267. Am specificat înainte. Îmi cer scuze, n-am auzit. N-am fost atent. Îmi cer scuze. Și vreau să întreb la ce se folosesc la cheltuieli materiale alocarea de dezvoltare publică 2267, 1000 lei. Trebuie corectat și lei rond, să e 1000 lei. 1000. Se folosesc în banii care i-am pus pentru taxa care s-a vorbit un pic mai devreme, da, la punctul numărul 1, pentru că nu acopeream planul de cheltuială, adică nu aveam cum să plătesc în momentul când ajunge factura, dacă nu am plan de cheltuială. Am înțeles. Și este nevoie acolo de pus încă 15 miliarde. Am înțeles. Deci asta e. Și restul sunt la celelalte capitole, la 1 și, adică la 1 și servicii, la iluminat, la... Da, am văzut și modificări în lista de investiții. Asta era un subiect pe care doream să-l dezbatem mai amănunțit. Repet, pe viitor v-ați sugera, dar nu știu dacă o să se dorească, că aceste proiecte să fie votate separat. Nu le punem pe toate, 4 ok, 1 discutabil, ne forțați pe noi să votăm ceva ce nu suntem de acord. Cu francofonia suntem de acord, rectificarea bugetară suntem de acord, cu spitalul suntem de acord. Partea de lista de investiții am mai discutat și la buget, n-ar o să mai discutăm din nou. Am văzut și modificări acum, să dea Dumnezeu să le depliniți, dar repet, această anexă, eu cel puțin personal, nu pot să le atrag. Domnul președinte, dați-mi și mie voie. Vă rog, am avut pauza. Ați putut afla cumva cam câți oneșteni au plătit taxa aceea de care tot acum am adus o discuție? Că... Știți ce problemă mă gândesc că ar putea să apară? Că la un moment dat primăria trebuie să-și achite datoriile față de contract, nu? Dacă nu încasează banii de la contribuabil și tot plătește și plătește și plătește, noi intrăm într-o gaură de buget? Este o situație foarte delicată, domnul consilier, din ce cauză? Această taxă se încasa la 100% de asociație. Eu am înțeles. Acum au încasat dumneavoastră. Am văzut, eu am plătit online, dar nu asta e... Dar câți cazuri dumneavoastră? 10 cazuri online. Restul trebuie să știu o situație deosebită. De 4 ori pe an, când se termină de plată, să vină oamenii din Bozești sau din Slobozea să plătească. Trebuie găsit o soluție, că altfel nu încasăm. Păi soluția, cred că o avem și este... Poate fi găsită, trebuie trimis oamenii când mai aproape de contribuabili. Asta cred că este. E niște punct de colectare pe cartier și să poată... Da, discuția este cum încasați dumneavoastră, că dacă nu aveți sisteme electronic ca să puteți elimina achitanțele, iară e... Scoatem o listă cu sumele de achitat și cum mergea inspectorul în cartier. Se duce la... Deci, trebuie găsită o soluție pe tema asta și trebuie înștiințați oamenii. Adică, cred că mult mai... Bine ar fi să ne folosim resursele umane și materiale ca să fim mai aproape de cetățeni decât să ne punem mâinile în cap că nu putem încasa banii. Este o situație deosebită pentru că în familia unui cetățean în un an de zile sunt multe mărbicări. Treacă copilul la facultate, nu moare, nu se naște. Oricum să știi că chiar mă interesează să știu câți au plătit până la să spun. Termenul limit a fost 1 aprilie, nu 31 martie, pentru primele 3 luni. Pe ultimul extras de fond aveam încasat vreo 7 miliarde la această taxă. S-a prelungit. Da, dar unii au plătit pe tot anul, alții au plătit pe 3 luni. La 7 miliarde aici este și taxa de mediu salubritate, trebuie să facă aia care eu la persoanele juridice. Haideți să vedem și care să găsim și soluții pentru viitor. Dar vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule Marțescu, cum a văzut problemă, pe cine este pentru? Cu amendamentul, bineînțeles, făcut de către doamna. Cum vă împotrivă? Abține? Bine. Mulțumesc, trecem la proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Domnule secretar, aveți cuvântul. Dar
doamnă consilier. Vă spunem atenție de proiectul dumneavoastră, proiectul de hotărâre prin modificarea anexei de la hotărârea Consiliului Local 110/24/2015 și a statului de funcție pentru personalul nedidactic din școala cu clasă 1, ceea ce permite pentru personalul școlar 2015-2016 în următoarele motive. În faza adresei numărul 799/28/2016 la școlii gimnaziale George Călinescu și prin prevederile articolului 25 al dreptului 3 din anexa la hotărârea Guvernului 530/2001 prin aprobarea normelor metodologice din finanțarea învățământului de statul prin hotărârea Guvernului 174/2003 numărul și titlura personală de didactic din învățământul pe Universitatea de Stat se acordă de Consiliul Local al Comunului Orașului Muncitor la țăpânirea primarului și a directorului de zonă de învățământ respectiv. Față de cele menționate, vrem să analizați și aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumim reprezentantul Departamentului de Specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, la stabilirea numărului de personal nedidactic în fiecare unitate de învățământ preuniversitar din municipiul Onești s-au respectat criteriile de normare elaborate de Ministerul Educației transmise cu adresa 44/1990/2002/1999. Structura statelor de funcție respectă prevederea legii 284/2010 privind salarizarea unitară personală plătită din fondul public și ordonanțe de urgență a Guvernului 57/2015 privind salarizarea personală plătită din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene precum și alte unde măsuri fiscale, bugetare, astfel salarizare se face pe funcții și în cazul pe care funcție drepte profesionale pentru personal cu studii medici elementare. S-a respectat și prevederile articolului 20 al alineatul 1 din legea 1/2001 pe educație naționale, prin care autoritățile administrative publice locale asigură în condițiile legii bună de desfășurare a învățământului pe universitar în localități în care acestea își exercită autoritatea. Proiectul de hotărâre are o anexă întocmită și propusă de compartimentul de specializare cu echip serviciul de resurse umane, control comercial de relații cu publicul. Față de cele așa mai sunt posibil că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale și de procedură și propun posibil local la municipiul Onești aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și eu are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil din partea Comisiei. Mulțumim! Discuții pe baza proiectului. Cine se scrie la cuvânt? Supunem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi, domnule secretar de studiu. Doamnelor consilier, potrivit prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera de articolul 36 litera punctul 9.45 alineatul 1 și articolul 115 alineatul litera B de legea 215 administrații publice locale, republicane și administrării școlii conjuntării materiale, Consiliul Local există în următoare categorii de atribuții. Atribuții privind destinarea serviciilor furnizate către cetățeni, exercitarea atribuțiilor pe care alineatul 2, Consiliul Local asigură organizarea serviciilor publice de interes local privind protecția și protecția mediului. Conform legislației în domeniul gestionării și protecției atmosferei, Agenția pentru Protecția Mediului, în colaborare cu Primăria Municipiului și ceilalți corpuri responsabili, a elaborat un raport privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în planul de calitate a aerului pentru pulber PM10 în municipiul Onești în anul 2015, care urmărește măsurile prevăzute, ca și identificarea maximului care pot contribui la conținerea și prevenția calității aerului în municipiul Onești. Față de cele arătate măsurile, cum s-a aprobat proiectul în forma prezentată. Mulțumim, are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit prevederilor articolului 20 literele A, C, D, E, A, schimb, legea numărul 104/2011 privind calitatea aerului din conducător, primarii au atribuții și responsabilități cu privire la elaborarea și supunerea spre aprobare Consiliului Local a planurilor de calitate a aerului, realizarea măsurilor cele de vin și asigurarea fondurilor financiare de stoc, transmiterea raportului privind realizarea măsurilor cuprinse în planul de calitate a aerului către autoritățile pentru protecția mediului. Potrivit articolului articolului 36 aliniatul 2 litera D, articolul 36 aliniatul 6 litera A, punctul 9, articolul 45 aliniatul 1 și articolul 115 aliniatul 1 litera B din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale rectificate cu modificările și completările profesionale, Consiliul Local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni și asigură potrivit competențelor sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind protecția și reparația
facerea mediului. Analizând raportul privind statul realizării măsurilor prevăzute în planul de calitate a aerului pentru pulver PM10 în municipiul Onești în 2015, transmis de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, prin adresa numărul 3016 din 2016, înregistrată la Comunitatea Municipiului Onești cu numărul 27241 din 3 aprilie 2016, ținând cont de hotărârea Consiliului Local numărul 95 din 2011, cât și de expunerea de motive formulate de domnul viceprimar al municipiului, vă comunicăm următoarele. Programul de gestionare a calității aerului PM10 în zona municipiului Onești, actualul plan de menținere a calității aerului, a fost elaborat de către Comisia Tehnică numită controlul de prefect evaluarea calității aerului în 2015 s-a bazat pe măsurători efectuate în stația automată de monitorizare. Evoluția concentrațiilor anuale de PM10 înregistrate în perioada 2008-2015 evidențiază valori situate sub limită, care în timp descriu o tendință de scădere a nivelului concentrației pentru perioada 2009-2014 cu o ușoară creștere în 2013 și 2015. În timpul derulării planului, în perioada 2011-2014, nu au apărut depășirea ale valorilor limite sau valorilor țintă pentru alți poluanți, iar la indicatorul PM10 nu s-a înregistrat nicio depășire. În anul 2015 s-au înregistrat 3 depășiri ale valorilor limite pentru indicatorii PM10 față de anul 2010. Responsabilii măsurilor și proiectelor planificate au raportat stadiul realizării măsurilor pentru 2015 Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, iar Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu a verificat îndeplinirea obligațiilor. Stadiul realizării măsurilor și proiectelor planificate este prezentat în tabelul din documentul raport din anul 2015, paginile 16-26. Acestea sunt realizate 100%, pe excepția măsurilor din Societății Termoelectrică a ESA București, SE Moldova. Față de cele prezentate, supun spre analiză Comisiei Local prezentul proiect de hotărâre. Mulțumim. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Da, aviz favorabil. Mulțumim. Dezbatere pe marginea proiectului. Doamna Pașcu, după care domnul... Un pic. Vă rog. Acest raport ne arată că, într-adevăr, calitatea aerului în Onești s-a îmbunătățit, dar cred că ar trebui să conștientizăm că acest lucru s-a întâmplat și datorită faptului că activitatea economică în oraș este aproape inexistentă. E o chestiune pe care aș vrea să o subliniez la acest proiect. Cred că în Onești ar trebui să încercăm să gestionăm un pic mai bine spațiile verzi. Așa cum știm, norma europeană prevede pentru fiecare locuitor o suprafață de 25 de metri pătrați de vegetație, lucru care în Onești nu cred că se întâmplă la acest moment. Poate ar putea domnul viceprimar cu atribuții de primar să ne răspundă care este cantitatea de vegetație aferentă fiecărui locuitor la acest moment. Cantitatea sau suprafața? Suprafața. 27 de metri. Avem 27 la momentul de față? Asta e informația pe care o am eu. Cu toate le știu, e, știu, e foarte bine, dar nu sunt. Da, și tot dacă suntem la un astfel de proiect, cred că ar fi bine să se depună diligențe pentru a se face acel registru local informat al spațiilor verzi, care, pentru care am avea obligația conform administrării spațiilor. Suprafața de spațiu verde este menționată în raport. Așa. Pentru municipiul Onești. Ne încadrăm în normele europene. Norma europeană este 26 de metri pătrați. Eu am găsit 25, da. Iar registrul spațiilor verzi este în curs de definitivare. Este realizat aproape 99,9%. De acolo și am preluat cifra de 27 de metri pătrați pe care am depășit. Deci suntem la ultima 100 de metri. Sperăm că până la finele anului să dispunem Consiliul Local spre aprobare registrului. Este foarte bine, că un lucru extraordinar de important pentru oraș. Mulțumim. Dacă nu mai aveți altă întrebare, domnul Martin. Domnul Martin, vă rog. O singură completare la ceea ce a spus colega mea, apropo de noxele care sunt în municipiul și o să vină și mai mici, pentru că s-a inventat apropo legea asta cu fumatul și o să mai fie nici asta. Și că planul de calitate trebuie să fie plan de calitate pentru praf și pulbere în municipiul Onești, pentru că asta mai a rămas. Na, industrie nu mai e nimic. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte dezbateri pe marginea proiectului, supun proiectul la cu cine este pentru.
Ai, mai ușor iese, nu? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Suprafața aia vegetală. Numărul 5 de pe ordinea de zi, domnule secretar, aveți cuvântul. Doamna, domnul consilier, conform legii 416 pentru domnul din venitul minim garantat în condiții și completări arteriale, primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care sunt în situații deosebite stabilite prin hotărârea Consiliului Local. Ajutorul de urgență se acordă ca formă de asistență socială în scopul susținerii familiilor și persoanelor care se află în situații deosebite. Având în vedere starea de securitate în care se află familia doamnei Stan Georgica, cu domiciliul în Halta Bozești, fără forme legale, în municipiul Onești și veniturile modestele acestea, putem acorda un ajutor de urgență valoare de 20.000 de lei, care să ajute parțial la cumpărarea unei locuințe în comuna Gura Vârstă și va fi o valoare de 40.000 de lei. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, conform articolului 36 alineatul litera D și articolul 36 alineatul 6 litera A punctul 2 din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea funcțiilor consiliilor locale, sigur împotrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, privind serviciile sociale pentru protecția persoanelor sau grupurilor aflate în nevoi sociale. Direcția Generală de Asistență Socială supune spre dezbaterea Consiliului Local cazul numit Stan Georgica, persoană monitorizată din anul 2013 datorită situației în care se află. Astfel, familia doamnei Stan Georgica are în componență 7 membre, din care 6 copii minori, după cum urmează. Stan Georgica, care este născută la 020884 în comuna Frecăței, județul Brăila, fără studii, Brahadir Valentin, la data 04.02.001 în comuna Orești, a absolvit clasa a 5-a la școala gimnazială Ghiță Mocanu în prezent a întrerupt cursurile școlare din motive medicale și nu beneficiază din măsuri de protecție. Brahadir Florentina Elena, născută la data 23.02.04 în municipiul Orești, este elevă în clasa a 3-a la liceul tehnologic și nu beneficiază din măsuri de protecție. Brahadir Mihaela Daniela, născută la data 03.03.2007 în Orești, este elevă în clasa a 1-a la liceul tehnologic și nu beneficiază din măsuri de protecție. Brahadir Ionel Emil, născută la data de azi 10.07.2010 în municipiul Orești, nu beneficiază din măsuri de protecție. Brahadir Vlad Andrei, născută la data 28.02.2010 în municipiul Orești, nu beneficiază din măsuri de protecție. Brahadir Andrei Alina, născută la data 04.02.2014 în municipiul Orești, nu beneficiază din măsuri de protecție. Copiii provenind de două concubinaje, iar în prezent doamna Stan se ocupă de educarea și creșterea acestora singură. Familia Stan Georgica nu are domiciliu permanent pe raza municipiului Onești, aceasta locuiește direct la Halta Bozes, locație dezafectată și aflată în proprietatea CFR Galați, spațiu ocupat fiind de două camere. Condițiile de locuit în această locație sunt insalubre, fiind debranșați de la curentul electric, ascunsă de apă este inexistentă. Conform Sentinței Civile numărul 4798 din 04.12.2014, dată în dosarul numărul 7890/270/2014, CFR Galați dorește să-și recupereze spațiul ocupat de familia Stan Georgica, aceasta nu sunt fără adăpost. Direcția Generală de Asistență Socială este parteneră într-un proiect încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Fundația Sierra București, având ca obiectiv asigurarea serviciilor de calitate pentru copilul aflat în situații de risc și prevenirea instituirii unei măsuri de protecție specială conform articolului 60, litera B din legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completări de ulterioare. În cadrul acestui proiect au fost ajutate mai multe familii din municipiul Onești, iar referitor la familia Stan Georgica, în momentul în care va beneficia de un spațiu de locuit, Fundația Sierra București va contribui și ea cu suma de 20.000 de lei pentru achiziționarea unui imobil. Menționăm faptul că singura sursă de venit constituie alocațiile copiilor de sumă de 620 de lei, precum și ajutorul social în valoare de 600.000 lei. Având în vedere cele prezentate, rugăm azi a aproba acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 20.000 de lei pentru acoperirea parțială a costurilor privind achiziționarea unui imobil față de cele menționate, urmează să deliberați. Vă mulțumesc! Înțeleg că ar fi anumite probleme. Doamna director, spuneți-mi, vă rog, pentru că nu am toată documentația. Există o anchetă socială făcută? Au domiciliu în municipiul Onești? Au act de identitate pe municipiul Onești? Pentru că nefiind cetățenii municipiului Onești, văd că casa, cum rezultă de aici, va fi achiziționată comuna Gura Voi, pot fi probleme cu alocarea sumelor, pentru că, practic, trebuie să fie cetățenii municipiului Onești, iar alocațiile bugetare trebuie să fie pentru municipiul Onești, nu pentru altă localitate. Există riscul să fim... Ea are o carte de identitate pe municipiul Onești, dar datorită faptului că posibilitățile municipiului Onești de a-i se asigura o locuință, o casă, un imobil acestei familii
nu au fost, atunci am încercat o altă variantă, pentru că la ora actuală această familie este aruncată în stradă datorită faptului că și CFR-ul vrea să-și recupereze spațiul și executorul judecătoresc pe această linie vine permanent și ne pistonează și atunci ne-am îndreptat atenția spre altceva, să cumpărăm o casă. O casă pe care am căutat-o peste tot în jurul comunelor din jurul municipiului Onești. Ea are o mutație aici pe Onești, este o mutație făcută provizoriu pe acea locație. Este o mutație explotantă, este... Casa nu se poate achiziționa decât în municipiul Onești. Da, eu am înțeles. Deci, dacă nu se aprobă, mergem pe varianta cealaltă domnului. Nu se poate achiziționa de către primărie, nu? Nu. Se dau banii, deci nu pe banii scopul. Noi alocăm o sumă ca dumneavoastră să-și achiziționeze o casă în altă localitate, ceea ce nu e normal. Este singura localitate în care noi am găsit astfel de locații și de acolo familie care să vândă, deci n-am găsit pe nicăieri. Propun atunci o modificare la proiect, pentru că trebuie să avem în vedere și faptul că există un sprijin din partea unei asociații non-guvernamentale care vine cu un sprijin financiar în proiectul ăsta și ar fi păcat să pierdem oportunitatea asta. Propun să modificăm atât în expunerea de motive, nu știu dacă e trecut și în raportul de specialitate, în expunerea de motive, eliminăm în comuna Gura Văii, județul Bacău. Nu mai trecem. Se înțelege. Păi, face spațiul ăla. Ce dracu? Poate în libertății unui un apartament de pe la două camere și trebuie să stea pe neamnă. Nu mai sunt domnule. În etajul ăla tot, complet cap-coază. Nu-i bun. Provizoriu și stau acolo, condiție. Și atunci trebuie eliminat și în hotărâre fără forme legale. Da. Atâta timp cât are caracteritate... E formă legală. Există... Cu domiciliul sau cu... Domiciliul nu municipal. Deci, în condițiile astea în care se fac aceste modificări, și având domiciliul municipalnești, locuința trebuie achiziționată de la domiciliul municipalnești, dacă rămâne în vedere în forma asta. Da, dacă se va găsi posibilitatea, o ducem la finalitate, dacă nu rămân bani de cheltuit, ce asta e situația. Deci, se la București nu mobilează mie acești bani decât nu ai condiții în care eu merg cu ei și le arat imobilul care trebuie cumpărat. Deci, lucruri pe care era mai discutat. Și apoi, fiind această casă, au venit, au văzut și au zis, dar venim cu această sumă. Când a fost situația de alt imobil și să construim acele case, ei și-au zis 150, nu venim cu 150. Este mutat setul de la ieșire din oraș. Domnul Sigur, atunci faceți... O întrebare, să gândiți la cerere care este liberă acum, nu se poate aloca o cameră, două, până și găsești... Grădința din tăcere, care nu este un proiect, o să fie un proiect ulterior. Să dăm o cameră, două, până se găsește o posibilitate? Bun, o cameră, două, până se găsește o posibilitate, nu-i... Dar trebuie rezolvată problema, că și asta ar fi tot un fel de cărpeală. Păi că să stea în haltă, mai degrabă stă în tăcere. Acolo că cam data are destinația de grădiniță și nu putem să umblăm. După ce vedeți că la proiectul următor o să încercăm să schimbăm destinația, după aceea... Da, deci din punctul meu de vedere, partea cât rămâne cu aceste modificări, cât are domiciliul în municipiul Onești, cât se va achiziționa locuința în municipiul Onești, atâta vreme cât se încadrează pe 46 și alte, este venitul minim garantat și tehnice toate aceste domiciliul în municipiul Onești. Raportul comisiei de specialitate. Este favorabil. Mulțumim. Dezbatere pe marginea proiectului. Forma finală care este? Forma finală este cu modificările care le citește acum. Articolul 1 se modifică și se aprobă acordarea unui ajutor financiar de urgență, valoare de 20.000 de lei, doamnei Stan Georgica Cine, pe numărul cu domiciliu în Harta Borzești, municipiul Onești, s-a eliminat fără forme legale, iar din expunerea de motive, în final, să ajute parțial la cumpărarea unei locuințe, nu în comuna Gura Văii, ca unei locuințe în Onești. În valoare de 40.000 de lei.
unei locuințe pe Onești. Domnul Popunist, Onești, domnul. Dacă nu scrie localitatea, ai posibilitatea să ia în altă parte. Cumpărarea unei locuințe în condițiile de aici. Câte cereri de locuințe sunt la ora actuală pentru diverse cetățeni de municipiu, folosite la primării? Că n-au case. Că sunt pe domnul și stau mai departe. Nu s-o țin situația, sunt doar în cadru. Nu știu, e chestiune. Acum s-a plicat și doamna aceasta. Discuții pe marginea proiectului, dacă se da. Da, domnul Ierie, vă rog. Am văzut și am citit că este o situație disperată. Deci este, are un număr de 6 copii. Care învață bine, adică au rezultate. Am înțeles că au și sunt copii buni. Executorul putea să o evacueze până acum, dacă nu intervenea această posibilitate ca acel ONG sau ce este să ajute, haideți să vedem. Nu mai scriem nici Onești, nu pot scriem să dobândească locuință și o cumpără și gata. Hai da, vedem. Da, vă mulțumim, o altă intervenție, dacă este pe marginea proiectului. Cum a fost proiectul în forma prezentată și cu modificările prezentate de către domnul secretar, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 6, domnule secretar, aveți cuvântul. Da, domnul Jitkovici, sunteți de acord să fiți președinte de ședință până mai? Sunteți? Da? Da, potrivit articolului 10 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, așa cum modificarea și consacrările populare, președintele de ședință va fi desemnat de numărul consilierilor locali în ordine alfabetică și ales prin hotărârea adoptată de votul majorității consilierilor prezenței. Având în vedere că mandatul de consilier va fi încurajat acordat prin HR 56/24 martie 2006, scrierea la sfârșitul de aprilie, considerăm că este oportun ca următorul consilier în funcție în ordine alfabetică să fie președintele de ședință, motiv pentru care propunem adoptarea în următorul în acest sens pentru luna mai, care va defini atât ca prosit de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Așadar, proiectul de hotărâre este completat de domnul Jitkovici. Vă mulțumesc, domnule secretar, prezentantul compartimentului și specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolul 35 din legea 2015/2001 al administrației publice locale, după declararea care grav constituit Consiliul Local al Ligii între membrii săi prin hotărâre adoptată cu votul deschis a majorității consilierilor locale în funcție, un președinte de ședință pe perioadă de cel mult 3 luni care va conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârea adoptată de acesta. Iar potrivit articolul 41, ședințele Consiliului Local sunt conduse de un președinte de ședință ales în condițiile prevăzute al articolului 35. Conform articolului 13, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Municipiul Onești, după declararea Consiliului Local, că legal constituit se procedează la alegerea președintelui de ședință prin votare adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Durata mandatului președintelui de ședință este de o lună calendaristică. Următoarele ședințe vor fi conduse pe rând de către un președinte de ședință din rândul consilierilor locali, cu ordine alfabetică și ales prin votare adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. În cazul în care consilierul local lipsește sau refuză să fie președinte de ședință, acesta își pierde rândul, fiind propus următorul. În cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să conducă ședința, la propunerea consilierului local, din rândul acestora va fi ales președinte de ședință cu votul adoptat cu votul majorității consilierului local prezent, care va conduce ședința respectivă. Având în vedere că mandatul domnului consilier Nicolae expiră la 1 aprilie, considerăm legal și oportun alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de o lună calendaristică și care va deplina în luna mai 2016 atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, Onești, și apreciem ca proiectul de hotărâre poate fi aprobat în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, reprezentat. Aviz favorabil. Mulțumim, cum a avut proiectul, vă lăsăm să investiți pe margine. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Mulțumim, proiectul numărul 7, domnule secretar, aveți. Domnul consilier, având în vedere uzurarea de
Nu, dacă ați observat în expunere de motive, deci pentru activități
culturale. Sociale. Da. Sociale, educative, ar fi mai corect. Să strâng mai aproape. Decât culturale, mai mult educative. Da. Propun o modificare la proiect. Sociale, educative, nu culturale, educative. Mai aproape, destinația de școală. Poate să spună social-cultural. Asta înseamnă modificarea articolului 1, în sensul că se solicită Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice avizul conform în vederea schimbării destinației imobilului, având datele așa, pentru activități social-educative. Se completează. Mulțumim, supun la vot proiectul în forma prezentată și cu modificările anunțate mai devreme. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu. Trecem la proiectul cu numărul 8 de pe ordinea de zi. Proiectul 8 este un memoriu adresat Ministerului Sănătății ca urmare a apariției ordinului 321/2016, prin care la nivelul județului Bacău au fost tăiate 102, au fost reduse, sau urmează să fie reduse numărul total de 4. N-am să dau citire memoriului, dumneavoastră ați avut pe mail, da. Va trece din mâna în mână, cine dorește să însemneze, însemnează. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție cu ce răspunsuri. Vreau să întreb, dacă la spital s-a anunțat reducerea... Deci s-a anunțat la nivel de județ. Nu, dacă la spital Onești nu s-a anunțat. Momentan nu. Aici nu. Momentan nu, dar măsura este luată la nivel județean. Prin Casa de Asigurări de Sănătate, cred, și se poate îndrepta cu siguranță și împotriva Spitalului Municipal Onești. În sensul ăsta este făcut în memoriu către ministru. Problema este că Oneștiul mai are nevoie de paturi, nu are nevoie să... Asta este foarte clar, tocmai asta spunem în memoriu și vă invit, chiar vă rog să fiți alături de mine. Sunt mai târziu. Pentru punctul 9, un memoriu de asemenea adresat Guvernului României referitor la platforma industrială și pentru relansarea economică. Și acest memoriu l-ați primit pe mail. De asemenea, rugămintea mea este că nu se mai dau citire, va trece pe la fiecare. Cine dorește, poate să se apuce. Dați-l cu acele indicații. Imediat, începem de la domnul. Vă să semneze. Haideți să trecem la proiectul numărul 10, vă rog, ca să nu, să nu stăm pe loc. Domnule secretar, aveți scuze. Doamna și domnul consilier, prin hotărârea Consiliului Local numărul 73/2008, prin aprobarea închirierii în spațiu în cadrul Spitalului Municipal Onești, s-a aprobat închirierea administrației publice a suprafeței din cadrul spitalului pentru instalarea unui computer tomograf în condițiile gradului de sarcini ce a stat la baza procedurii de atribuire. Având în vedere adresa numărul 13209 din 5/2/2016, formulată de către Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și nota de constatare numărul 20.956/23/2006 aparatul de specialitate, din care reiese faptul că spațiul închiriat nu este utilizat în scopul avut în vedere la activirea contractului, raportat la contractul de închiriere ce a intervenit ulterior prin sesionare între muncitorii și 10 supermedități, respectiv contractul 2 din 3/8/2015, s-a constatat rezilierea înainte de termenul acestui contract. Pentru că Spitalul Municipal era întocărut de zona, apreciăm că este oportună continuarea asigurării serviciilor medicale din acest acela trebuie 200.000 de locuitori din zona de vest a județului Bacău și nu numai și propunem că analize și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în tema prezentată prin care veniți cu unul pacienților care există investigații complexe medicale și materie pe care în momentul de față, spitalul nu le poate asigura. Ce fac până acestea? Potrivit dispozițiilor articolului 36 din legea administrației publice locale, republicane, modificările și completările ulterioare, Consiliul Local execută atribuții privind administrarea domeniului public și privat,
al orașului sau municipiului, exercitarea atribuțiilor, hotărăște darea administrării, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietatea publică a comunei sau orașului, municipiului Soteasa. Conform legii 213 din 98 privind bunurile proprietatea publică, articolul 14 și 15, închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau unităților administrative teritoriale se aprobă în Soteasa prin hotărârea guvernului, Consiliului Județean, Consiliul General al Municipiului București sau Consiliul Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestia. În contractul de închiriere se poate încheia după caz cu orice persoană fizică sau juridică română sau străină de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare, concesionare sau închirierea bunului proprietate publică, făcându-se prin licitație publică în condiții legii. În exercitarea atribuțiilor cele din Consiliul Local prin HL 173 din 2008, închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 86,7 metri pătrați din cadrul Spitalului Municipal Onești pentru instalarea unui computer tomograf, raportat la HK 1347 din 2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiului orașului județul Bacău, poziția 195, spațiul aparține domeniului public al municipiului Onești și a fost transmis în administrarea spitalului prin HL 33 din 2003. Ulterior, prin dispoziția 4112 din 2008, s-a aprobat procedura de organizare, desfășurarea licitației publice pentru instalarea și funcționarea unui computer tomograf, precum și documentele acestea ce fac parte integrantă, respectiv caietul de sarcini în care stipulează la capitolul 2 că activitatea considerată adecvată bunului ce se închiriază este de natură medicală prin instalarea și funcționarea computerului tomograf. Contractul astfel rezultat în urma procedurii de atribuire respectiv contract de închiriere 163 din 2008 încheiat între municipiul Onești în calitate de locator și SC Super Medic SRL ca locatar pe municipiul în HL 31 din 2015 și cesionat către SC Super Medic SRL prin contant de cesiune 1 din 2015 baza HL 90 din 2015 prevede la articolul 4 că în spațiu închiriat locatarul va desfășura activitățile prevăzute în caietul de sarcini. Urmarea de adresei 13209 din 5-2-2016, formulată de către Spitalul Municipal Sfânt Ierarh Dr. Luca Onești și a notei de constatare 20956 din 2016 a Comisiei de Analiză numită prin dispoziția primarului, din care reiese că spațiu închiriat nu este utilizat în scopul avut în vedere la atribuirea contractului, a intervenit notificarea locatarului SC Supermed SRL înspre respectarea clauzelor contractuale și a caietului de sarcini ulterior, intervenind și comunicarea de reziliere a contractului în consecință neconformării. Având în vedere atribuțiile legale conferite Consiliului Local, raportat la expunerea de motive de aprobare în Municipiul Onești privind aprobarea închirierii unui spațiu din cadrul Spitalului Municipal pentru amenajarea unui centru de imagistică, inițiativa, în temeiul celor prezentate, urmează să deliberați. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Avizul Comisiei este favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Ștefan Mărgen, poftiți. Cred că centrul ăsta de imagistică nu are legătură cu campania electorală sau are. Bine de imagistică, nu imagine electorală. Cred și eu că am înțeles că... Imagistică e totul altceva, domnule. Am înțeles ce este imagistică. Am înțeles că cel care făcea imagistică s-a rugat în campanie electorală. Așa asta nu cred că e regulă. Nu. E o problemă, nu mai există tomograf la spital, nu există și cel de la Bacău sau la domnul doctor nu poate da poziția. Da, poftiți. Deci, indiferent cum ați fi un aparat de RMN la Spitalul din Onești, este foarte binevenit. Dacă este o inițiativă, chiar dacă este privat. Vreau să spun că în fiecare zi semnesc în jur de 10 plăți de trimitere pentru Bacău, care sunt de contraul casa și care sunt programați undeva pe la sfârșitul unui august. Tomograf, într-adevăr, mai este contractul cu Supermedicestul, dar tomograf, odată cu finalizarea centrul de primiri urgențe va fi în dotarea. Deci, în cum avea și un tomograf. Care eu zic că sunt de bine acolo pentru cetățenii orașului, în primul rând. Bine, vă mulțumim. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Unanimitate. Împotriva, abținere. Da. Trecem la diverse.
Dacă are cineva de știți apă probleme, nu o tenea scriere la cuvânt, domnul Zarzu. La mulțumesc, să scriu foarte scurt. O solicitare din partea unui cetățean din cartierul Bococi, pe strada Bococi chiar, a intrat de dinspre Tuta. A reclamat că multe vehicule din viteză foarte mare, cu vedere că drumul dinspre Tuta e puțin mai bun decât cel din oraș, spunea. Dacă s-ar putea o zonă de limitare a vitezei și tot acolo, în zonă, foarte multe gropi, mizerie, caz, fază. Asta ar fi una, dacă puteți. A doua, în zona Buciului 13, în spatele blocului, tot așa este o zonă, tot o știință din partea unui cetățean, foarte multă mizerie, noroi și praf în zona respectivă, și nu s-a mai făcut de mult o curățenie în zonă, în spatele Buciului 13, exact în spatele blocului. Deci au fost solicitări la primărie, răspunsul n-a venit nici până în ziua de astăzi. Zona Republicii 6-8, 6-8, o solicitare din patru locatari din zonă, niște bănci. Băncile sunt foarte vechi, au văzut. S-au pus. A fost acolo săptămână. Eu am o întrebare legată de termenul la care se vor începe lucrările în cartier, în cartierul 6 Martie, la asfaltare. E problemă stringentă care trebuie rezolvată pentru că nu știu dacă ați mers pe străzile accesorii, nu știu, și străzile principale sunt catastrofale, dar pe străzile accesorii nici măcar taxiurile nu mai intră. Deci nici și salvarea dacă merge. E o problemă foarte, foarte mare. Deci străzile de acolo arată, sunt impracticabile. E greu de mers și cu... Procedura este ajunsă, procedura de licitație este ajunsă în faza finală de atribuire. Nu cunosc în momentul ăsta dacă au fost depuse contestații. Dacă nu se vor depune contestații, apreciez că în luna mai se va semna contractul de execuție și fie la final de mai, fie în luna iunie se va da ordinul de începere. În cazul în care nu sunt contestații. Sunt două societăți care au licitat. Mulțumim. Domnul Bureanu, v-ați înscris la întrebare pentru domnul viceprimar cu atribuții de primar. Dacă în acest moment Casa de Cultură a Sindicatelor din Onești a fost preluată de primărie și dacă da, cine este în acest moment cel care administrează această Casă de Cultură și care va fi momentul în care acest lăcaș de cultură va fi redat cetățenilor municipiului Onești. Mulțumesc! În momentul ăsta, din câte cunosc și aici rog și domnul secretar să vină completarea mea, nu am primit decizia instanței, decizia definitivă, astfel încât să demarăm procedura de evacuare și de preluare a imobilului. Așa, declar închisă ședința pentru că nu s-a mai scris la cuvânt. Vă mulțumim, după amiază plăcut.